domnule primar, preacucernici, părinți, onorată asistență, bine, ne revedem în acest cadru festiv. Stimați invitați, veniți din alte orașe ale țării, vă spunem un bun venit în cetatea Măriei sale, Roman Mușat. Sunt 624 de ani astăzi, de când a fost atestat pentru prima dată acest oraș, prilej pentru noi de a marca acest eveniment prin organizarea acestei activități. O activitate organizată la Muzeul de Istorie Roman, sub egida Complexului Muzeal Județean Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, Muzeul de Istorie, deținător al principalului și deținător al istoriei locale, Primăria Municipiului Roman, instituția care conduce acest oraș în vremurile noastre, și Societatea Culturală Roman Mușat. Societatea Culturală înființată cu ocazia sărbătoririi a 600 de ani de la prima atestare documentară a Romanului. Iată trei instituții cu tradiție, care păstrează această tradiție în organizarea și marcarea acestui eveniment la 30 martie. Pentru a nu lungi prea mult vorba și să ne desfășurăm cât mai repede activitatea, este oricum suficient de lungă, țin să mai amintesc că Romanul este unul din puținele orașe din țară care se poate mândri cu existența atestată a două cetăți. Cetăți din perioada medievală, cetăți mușatine și, făcând trecerea mai departe, cel mai potrivit lucru ar fi ca cuvântul în deschidere să-l dăm urmașilor pârcălabilor de altă dată în conducerea cetății, astăzi, bineînțeles, sub o altă denumire, primarul municipiului Roman, domnul profesor Laurențiu Dan Teoreanu. La tuturor și la mulți ani, cu ocazia sărbătoririi atestării municipiului Roman. Iată că pe 30 martie, mereu vechi titori ne oferă posibilitatea să vorbim despre ceea ce a fost, despre cum a fost, despre ceea ce s-a făcut și despre urcarea în timp pe scările istoriei a acestei comunități de la confluența Moldovei cu Siretul. Au fost vremuri și mai bune și mai grele. Din păcate, mai mult grele. Orașul Roman a stat aici, în centrul Moldovei, la confluența nu numai a celor două râuri, dar și la intersecția de drumuri comerciale. Aici, după cum știm, fiind una din cele mai puternice cetăți de șes a lui Ștefan cel Mare. Sigur că întotdeauna privim cu mult respect spre trecut, trebuie să fim foarte pragmatici în prezent și cu viziune și speranță în viitor. Municipiul Roman, chiar dacă multora de-a lungul vremurilor le-a stat în gât, folosind un termen nu foarte academic, dar le-a stat, la mulți le mai stă și astăzi, dar el se constituie într-o cetate, indiferent de forma zidurilor, dar mai ales prin frumusețea sufletelor oamenilor care trăiesc, care viețuiesc, care desfășoară activitatea aici, în centrul Moldovei. Cred că Romanul a demonstrat cu prisosință, de-a lungul vremurilor, importanța geostrategică și a adus aportul pe diferite domenii de competență, de activitate, de aici născându-se oameni bravi, oameni care au demonstrat pe plan local, pe plan regional, dar și la nivel național și internațional, că acea zicere a cronicarului Miron Costin, că și la Moldova se nasc oameni, în sensul de a fi valori, în sensul de a promova comunitatea care au dus numele cetății mai departe. Pentru că a fi om e lucru mare,
Nicolae Iorga spunea că în această lume sunt mulți oameni, dar nu atât de mulți cât și-ar dori lumea. Eu cred că romanul are și prin ceea ce a semnat trecutul și prin ceea ce înseamnă prezentul și sunt convins și prin ceea ce înseamnă viitorul, pentru că avem copii, avem tineri frumoși, avem cadre didactice care își depun toată măsura competenței și sufletul pe altarul acestui domeniu de activitate nobil, educația, știința, cultura, care aduc mereu în fața generației care se anunță a deveni în curând de bază pentru comunitatea noastră, oameni care să cunoască cât mai bine din istoria acestui oraș, oameni care să iubească cu adevărat, pentru că patriotismul local la roman nu este un deziderat, este un fapt în sine, este nu o laudă, nu este un compliment, ci o constatare. Iar întotdeauna noi cei toți care astăzi slujim în vatra vechii cetăți, ne vom da întreaga măsură a competenței noastre, întreaga energie, întreaga înțelepciune, ca să putem mereu să ridicăm municipiul roman. Și dacă în anul care tocmai a trecut am reușit să așezăm municipiul roman măcar pe două componente, pe primul loc pe țară, într-o competiție la care au fost înscrise cele 109 municipalități, 103 municipii plus 6 sectoare ale orașului, ale municipiului București. Și în acest proiect, susținut de Comisia Europeană, dar și de un grant al Guvernului Elveției, Roman a intrat în semifinală cu cele 30 de municipii, apoi în finală cu cele 10 municipii calificate, din care trebuiau doar 5 să câștige acest proiect susținut și de Guvernul Elveției, PAEDU, un plan de acțiune pe energie durabilă. Iată că Romanul s-a calificat în cele 5, dar nu oricum, de pe prima poziție, surclasând orașe ca Buzău, ca Focșani, ca Alba Iulia, ca Oradea, ca Brașovul, ceea ce cred înseamnă mult dacă vorbim despre mândria de a fi romașcan. Iar dacă vorbim despre ceea ce înseamnă dezbatere, comunicare și transparență, într-un studiu făcut de Ministerul Consultanței Comunicării, în colaborare cu entități europene, Romanul a fost de asemenea plasat pe locul întâi în România. Iată câteva lucruri care ne dau, dacă vreți, temei în a spune că Romanul este prezent în vârful ierarhiei. Așa și trebuie să fie. Și fiecare dintre noi sunt convins că ne aducem contribuția, pentru că niciodată un om singur nu le poate face pe toate. Dar într-o echipă, cu mult suflet, cu multă dăruire, cu mult aplomb, cu multă energie, cu multă competență, reușim să menținem și să ridicăm municipiul roman într-un loc de cinste, care să merite ceea ce a fost odată, capitala țării de jos. La mulți ani tuturor, la mulți ani roman, la mulți ani romașcani! Mulțumim, domnului primar. Am făcut referire, ținând cont de contextul de astăzi, la denumirea medievală a conducătorilor. Însă, trebuie să spunem că și denumirea actuală de primar își are rădăcini mult mai vechi în limba latină, straturi limbii noastre românești, unde primus are mai multe înțelesuri. Primul cel din tâi, dar și de conducător. Mergând mai departe, cam în aceeași perioadă cu formarea și atestarea cetății romanului, în zonă a apărut și un lăcaș de curte. De altfel, există o vorbă care spune că românul, ca națiune, românii ca națiune, s-au născut creștini. Prin urmare, este și normal să fie existat în această comunitate și un lăcaș de curte, care în timp a evoluat, devenind astăzi Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.
Avem ca reprezentant din partea acestei episcopii astăzi, în fața dumneavoastră, pe Părintele Protopop Dr. Dragoș Munteanu, care vrem să ne spună un cuvânt din partea Arhiepiscopiei Romanului și Domnului. Domnule primar, domnilor profesori, dragi invitați, iată, nihil ține de o. Astăzi, 30 martie, ca fiecare an, facem aducerea minte a întocmirii certificatului de naștere a orașului Roman. După cum frumos am fost prezentat și mulțumesc, am luat la cunoștință că astăzi se împlinesc 624 de ani de la atestarea documentară a municipiului Roman, a orașului Roman. Odată cu întemeierea acestui oraș, cu greutate în acele timpuri, dar și acum și sperăm și în viitor, a luat ființă și acea biserică, cum spunea domnul profesor, a devenit un simbol nu doar pentru zona Moldovei, ci pentru întreaga creștinătate. Acest simbol se numește Catedrala Cuvioasă Parascheva, care face parte și este centrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. O zi de bucurie, o zi în care înaltea Sfințitorul Părintele nostru Joachim a transmis un cuvânt pe care, cu aprobarea dumneavoastră, aș vrea să îi dau citire. Mesajul înaltea Sfințitorului Părintele Joachim la împlinirea 624 de ani de la nașterea orașului Roman. Astăzi, 30 martie, municipiul Roman este în sărbătoare, deoarece în această zi, în urmă cu 624 de ani, se semna actul de naștere acestui loc binecuvântat de Dumnezeu, oameni minunat și îndeletnicieri nobile. Prima atestare documentare a urbei în care ființează astăzi este urmărul din 30 martie 1392, denumirea orașului fiind preluată de la numele voivodului Roman I Mușat, pe între anii 1392 și 1394. La această dată, el se intitula de aici, din Roma, Domn al Țării Moldovei, de la munte la mare. Unul dintre cele mai vechi documente din Moldova, prin care voievodul, împreună cu fiii săi Alexandru și Bogdan, dăruiesc lui Mănuș Viteazul pentru credincioasa slujbă trei sate pe Sereni. Este păstrat în original acest document la Direcția Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București. Actul este redactat în limba slavonă, pe pergament cu sigiliul de ceară și cu șnuri de mătase rusii și mărturisește că s-a scris cartea în anul 6900, de plin, luna martie, în 30 zile, în cetatea noastră a lui Roman Voievod. Situată în inima Moldovei, Roman, fostă reședința Țării de Jos a Moldovei, reședința de județ, astăzi municipiu. Atrage prin obiective turiste și monumente de mare valoare patrimonială pe iubitorii de frumos și de autentic. Ținutul Romanul reprezintă o adevărată comoară de relicve istorice care dovedesc importanța acestui centru al Moldovei, vestigii din diferite timpuri, paleolitic, neolitic, etc., ce atestă existența de milenii a unor așezări în zonă încă din epoca bronzului. Astăzi, Romanul este un oraș european multicultural, interreligios, în care confiețuiesc armonios cetățenii aparținând unor diferite confesiuni religioase, oameni care împărtășesc diferite gusturi pentru artă și estetică. Sunt bucuros să constat că cei 624 de ani scurși de la testarea documentară a cetății Romanului nu au creat mutații fundamentale în modul de a înțelege și de a exprima prezența lui Dumnezeu în viața urmașilor lui Roman I Mușat. Art peste timp, credința a fost liantul care a sudat unitatea comunitară a romașcanilor viețuitori a acestor locuri. Voievodul și episcopul sunt cele două efigii care sinfoniei politico-religioase ce a condus fără sincope destinul generațiilor de creștini ce s-au succedat pe această cură de rai euritică de peste 6 ani de istorie. În anul 2008, într-un cadru festiv, am sărbătorit 600 de ani de atestare documentare a scaunului episcopului de la Roma și am pomenit șirul neîntrerupt a celor 77 de episcopi ce au condus destinul spiritual al creștinilor din această eparhie. Astfel putem afirma faptul că cele 6 veacuri ce consemnează forma organizată ecleziarhică a unei comunități creștine alcătuite din cele 3 etape ale ierarhiei preoțești
sunt așezate pe temelia mai veche a credinței creștine, mărturisirile de preoți, de credincioși, ce au viețuit pe aceste meleaguri, păstrând continuitatea harică, apostolică, așa cum bisericile voievodale românești, în care ne închinăm și pe care astăzi le admirăm, au fost zidite pe temelia unor lăcașuri de cult creștine cu mult mai vechi. Astăzi, în Roma împlinește 624 de ani de ființare, suntem animați de o mare bucurie, dar și de o fel de mare responsabilitate, deoarece în contextul sociopolitic eterogen în care ne-a fost dat să trăim, în care migrația forței de muncă, mișcările masive de populație și tendința secularizată mondială produc serioase transformări la nivelul conștiinței umane și al întregii identități religioase și etnice. Avem datoria sacră de a conserva, promova și transmite generațiilor viitoare tezaurul spiritual pentru care înaintașii noștri s-au sacrificat și pe care ni l-au încredințat. O formă nobilă de transmitere a importanței faptelor împlinite de mare personalități al istoriei acestor locuri este și evenimentul ce se desfășoară astăzi la inițiativa unor entuziaști oameni de cultură romașcani în cadrul simpozionului Ziua orașului Roman, 624 de ani de la prima atestare documentară. Binecuvântăm manifestarea culturală de astăzi și pe organizatorii ei, instituții care sprijină acest demers, precum și pe cei care prin studii de cercetare scot la lumină mărturile existenței înaintașilor noștri în acest spațiu mirific în care trăim bucurându-ne de purtarea de grijă a lui Dumnezeu cel milostiv. La mulți ani Roman, la mulți ani romașcani, semnează în al preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Parte. Mulțumesc! În fiecare an, la această activitate, am avut participanți, chiar și în cadrul secțiunilor, cu prezentări, comunicări și din alte orașe. Însă, de la an la an, aceștia au crescut, cel puțin, și numeric, dar și ca valoarea materialului prezentat și un semn bun pentru noi, că interesul pentru istoria orașului crește, crește de la an la an. Avem colegi care participă de la Piatra Neamț, colegii Dan Mihăilescu, Radu Gheorghe, domnul profesor Mihai Apăvăloaie, Vasile Diaconu de la Târgu Neamț, dar și de la Bacău, Marius Justina sau Danuț Prisecaru. În cele ce urmează, vă voi prezenta, îndrăznesc să-l numesc un prieten al muzeului, care vine tot de la Bacău, însă de această dată Via București. De fapt, actualul loc de muncă este la București. Expertul UNESCO, cercetător Florin Ionuț Filip, l-a numit prieten pentru că, practic, an de an este alături de noi și nu numai la 30 martie. Da, mulțumesc frumos! Consider prieten pe toți cei care sunt în această sală și sunt aici nu printr-un merit personal, ci prin meritul colegilor noștri de breastă, care de aici, din Roma, reușesc să adune an de an specialiști și cercetători din întreaga țară. Mai mult decât atât, aici, la Roma, am reușit să demarăm și unul din ambițioasele proiecte de patrimoniu imaterial și anume cercetări de antropologie urbană și antropologie culturală, care sunt continuate acum și în București, dar sper, cu ajutorul partenerilor noștri și a prietenilor noștri, Muzeul din Roman, Primăria Municipiului Roman și chiar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, să continuăm aceste proiecte de cercetare, de antropologie culturală, de antropologie medicală și de antropologie urbană aici la Roman, mai ales că din acest an s-au redeschis finanțările pentru proiectele de patrimoniu cultural, chiar săptămâna trecută. Și până în noiembrie avem tot timpul ca împreună cu dumneavoastră să depunem noi cereri de finanțare pentru a continua proiectul orașului nostru și celelalte proiecte sprijinite de prietenii mei de la Muzeul de Istorie din Roma, colegii de la Complexul Muzeal
județean Neamț și de la complexul muzeal Iulian Antonescu din Bacău. Transmit și salutul colegilor mei, experți UNESCO, mai ales că în această lună, chiar luna lui Mărțișor, am reușit ca după ritualul tălușului, după fântecul de doină, după ceramica de orezul, colindatul de ceată bărbătească și Mărțișorul să fie considerat de Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Învățământ și Educație ca o capodoperă a patrimoniului imaterial. Așa că am un motiv în plus să vă spun la mulți ani de Mărțișor, că încă e Mărțișor, și să sper, pentru că întotdeauna la acțiunile din Roman, și nu întâmplător, municipiul Roman a câștigat acea importantă competiție națională, la manifestările culturale, are o prezență semnificativă a publicului specialist de aici și a intelectualilor. Ceea ce este un argument important pentru proiectele de patrimoniu care se pot depune și chiar și pentru alte proiecte vizând dezvoltarea sustenabilă a municipiilor noastre, deoarece patrimoniul și cultura și inclusiv cultura spirituală sunt o componentă importantă a dezvoltării unei comunități. De aceea Romanul a rămas o capitală a Țării de Jos și sperăm și în viitoarea împărțire administrativă să fie măcar un centru cultural de anvergură națională. Ce să vă spun? Mă bucur că sunt la Roman, că mă aflu printre prieteni care nu ne uită, printre parteneri care ne sprijină și vă felicit de ziua dumneavoastră. Sunteți unul din cele mai vechi orașe din Moldova și din țară. Ați dovedit toleranță de lungul secolilor și ați dovedit o mare grijă pentru păstrarea celei mai mari comori a sufletului nostru, care este moștenirea culturală. Vă urez la mulți ani și să aveți o sărbătoare frumoasă și cât mai multe proiecte reușite. Filip, și ca să ne încadrăm în program, o să trec mai departe și o să mulțumim celor care ne-au ajutat în organizarea acestei activități. În primul rând, așa cum generic îi denumim sponsori, sau ca să anticipez una din comunicările care va urma într-una dintre secțiuni generoșilor zilei de astăzi. Și mă refer aici la doamna farmacist Ana Maria Stejara și farmaciei Stejara, doamnei farmacist Magdalena Bădăni și farmaciei Aruncus, domnului director economic Leonard Achirii Roaie, domnului manager Cimpoieșu Adrian și restaurantului Royal și familiei Sarin și restaurantului Sei. Dar în aceeași măsură și colegilor mei din această instituție, care zilele astea au alergat în toate direcțiile și sunt convins că îi cunoașteți, i-ați văzut prin oraș, mișunând după tot felul de probleme. De asemenea, trebuie să mulțumesc și domnului primar și Consiliului Local, care an de an ne-a sprijinit în editarea revistei care va urma după ce aceste comunicări vor fi susținute astăzi. O revistă care apare în fiecare an și cuprinde toate materialele care astăzi sunt prezentate și fac referire, în primul rând, la istoria locală, la istoria orașului Roma. Tuturor mulțumim din partea noastră și dumneavoastră de asemenea pentru participare și vă invităm să rămâneți alături de noi în partea a doua a activității, adică discuțiile pe cele două secțiuni, unde vor fi prezentate câte 17 comunicări. Avem și programul cu cele 17 comunicări de pe secțiune. O secțiune va fi aici, una chiar sub noi, este o sală la fel de generoasă, de mare. Fiecare își va alege unde vrea să asiste, să participe. O să-i permitem domnului primar să se retragă, pentru că are, suntem convinși diferite alte probleme. Și vă mulțumim și asemenea și rămâneți alături de noi. Mulțumesc!
Ne aflăm la secțiunea 1, unde prietenii și colegii de la Roman au propus ca să modereze domnul Marius Schina de la Complexul Muzealului Ioan Antonescu din Bacul, care va veni imediat și sub semnatul. Și avem, așa cum a spus și domnul Adrian Ciobanu, 17 comunicări. Ideea noastră, de fapt, a organizatorilor este ca fiecare vorbitor să se rezume la aproximativ 10 minute de prezentare, deoarece toate aceste comunicări vor fi publicate, așa cum s-a spus, și cu sprijinul Primăriei Municipiului Roman și a Complexului Muzeal Județean Neamț. Așadar, vom începe prin a-i da cuvântul domnului cercetător dr. Vasile Diaconu pentru a ne prezenta comunicarea Descoperit din epoca bronzului în zona Romanului. Discuții și puncte de vedere. Se va pregăti domnul muzeograf Demuț Pisecar. Vă rog. Bună ziua tuturor! Mulțumesc în primul și în primul rând colegilor noștri pentru faptul că ne-au invitat astăzi aici la această manifestare. Scopul prezenței mele aici este acela de a punta câteva lucruri referitoare la descoperirea de epoca bronzului din zona municipiului Roman. Nu mai constituie o noutate pentru nimeni faptul că zona acestui oraș este una foarte bogată în vestigii arheologice, iar un alt lucru care este foarte bine cunoscut este acela că cercetarea acestor vestigii arheologice s-a datorat în cea mai mare parte bine cunoscutului dr. Vasile Rusachi, prezent astăzi aici, iar mai recent colegilor noștri mai tine care activează în cadrul, muzeului. Ține-mi față. Stați cu fața la noi, că nu vă vedeți din cauza albului. Trebuie să manevrez... Ok. Deci, ca să revenim, să nu foarte mult să ne încadrăm în timp, nu vă voi spune neapărat lucruri foarte noi. Observațiile mele se datorează, în primul și în primul rând, așa cum vă spuneam, descoperirilor făcute în principal de domnul Sachi, dar și unor descoperiri mai recente, intenția mea fiind aceea de a punta câteva lucruri care, eu știu, sunt cunoscute mai puțin publicului în ansamblul său. Vă spuneam aici de câteva noțiuni introductive. În primul și în primul rând, spațiul pe care l-am avut în analiză este cel care corespunde, să spunem așa, zonei în care se află Romanul și anume confluența Siretului cu Moldova. Din punct de vedere cronologic, m-am referit la epoca bronzului, respectiv perioada cuprinsă între mileniul 3 și sfârșitul mileniului 2 înainte de Hristos. De asemenea, analiza sau studiul meu se concentrează asupra descoperirilor mai vechi, dar și a unor descoperiri cât se poate de recente și o să puntez la momentul respectiv despre ce este vorba. Așa cum spuneam și mai devreme, principalul obiectiv al comunicării mele, principalul obiectiv al intervenției mele este acela de a integra descoperirile din spațiul studiat într-un cadru cultural mai amplu, evidențiind aspecte particulare, aspecte mai puțin cunoscute, să spunem așa. Aici este spațiul de lucru, vă spuneam, care are o rază de 25 de kilometri și acolo vedeți punctate toate descoperirile aparținând de epocii bronzului, de aici din vecinătatea Romanului. Și am să aduc în atenția dumneavoastră câteva obiecte, eu știu, cunoscute sau mai puțin cunoscute, implicit celor care se ocupă de arheologie. Și o să vedeți de ce m-am oprit asupra doar anumitor obiecte, deși zona municipiului Roman este una extrem de bogată în descoperiri preistorice, inclusiv descoperiri în epoca bronzului. Printre altele, vedem aici un pumnal care se află în colecția Muzeului de Istorie de Roman, un pumnal realizat din silex sau din cremene. Ceea ce este important și interesant este faptul că este una dintre puținele piese de acest fel care sunt cunoscute în Moldova. În Moldova, în prezent, mai sunt cunoscute doar 3 piese de acest fel. O piesă la Luncani, în județul Bacău, o piesă la Drăgușeni, în județul Botoșani, este cea de aici. Asta este piesa de la Botoșani. Și mai există o piesă în județul Vaslui. Deci, vă spuneam, avem în fața noastră o piesă extrem de rară, este un pumnal.
și am prezentat alături analogii care se întâlnesc pe un spațiu relativ îndepărtat față de zona Moldovei, în special în zona Ucrainei și în nordul Mării Negre. Deci, vă spuneam că este o piesă deosebită, inclusiv materia primă din care a fost confecționată, este un tip de silex, o varietate de cremene, să spunem așa, care se întâlnește în special în Podișul Volânia, deci în Ucraina. O altă piesă, un topor de la Oniceni, tot din județul Neamț, piesa aflată în prezent în colecția Muzeului Vasile Curmantin Bârlad. Piesa era cunoscută în literatura de specialitate și pentru specialiști doar prin desen. Iată, am ilustrat acolo și o fotografie. Este, de asemenea, o raritate, deși tipul acesta de artefacte se întâlnește relativ frecvent în descoperirile arheologice din spațiile scarpate. Dar, din punct de vedere tipologic, este o piesă de aramă, specifică tipului izvoarele. Este o piesă care aparține sfârșitului bronzului timpuriu și, probabil, începutului bronzului mijlociu. Este singura piesă din Moldova de acest fel, cel mai apropiat de analogii găsindu-se în sudul României. Cel mai probabil avem de a face cu un import din zonele de sud ale României, care a ajuns aici la comunitățile Cocii Bronzului din actualul județ Neamț, să-i spunem așa. Așezarea Cocii Bronzului de la Văleni. O așezare cunoscută tocmai prin cercetări făcute de domnul Vasile Usachi, împreună cu regretatul Alexandru Vulpe, care recent a plecat la cele veșnice. La prima vedere, ar putea să nu pară nimic surprinzător prin faptul că este o simplă așezare epocii bronzului. Este o așezare din bronzul mijlociu. Dar este cea de-a doua așezare cercetată în Moldova, care aparține culturii costiși, au o entitate culturală specifică bronzului mijlociu escarpatic. Și de asta am considerat necesar să reliefiez acest fapt. Tocmai prin aceea că, vă spuneam, este una dintre primele așezări studiate acum, vedeți, aproape 6 decenii. Depozitul de bronzuri de la Doljești. Este, de altfel, dacă îi putem spune așa, actul de naștere al Muzeului de Istorie din Roman, dacă tot s-a vorbit mai devreme de actul de naștere al municipiului Roman, iată că depozitul acesta de bronzuri este actul de naștere al Muzeului de Istorie Roman. Din ceea ce știu eu, colecția muzeală de aici, sau bazele colecției muzeale, au fost puse tocmai de acest depozit de bronzuri. Pentru cei care, eu știu, nu sunt preocupați de preistorie și de arheologie, vă puteți spune, probabil, întrebarea ce înseamnă depozit sau de ce numim depozit câteva piese de bronz. Ei, să știți că în perioada preistorică, acumulările acestea de piese aveau o semnificație deosebită. La prima vedere s-ar putea crede că erau adunate într-un singur loc cu scopul de a le tezauriza, să le spunem așa. Ori, recentele informații din literatura arheologică de specialitate, inclusiv cea românească și mai ales cea europeană, aduc în atenție faptul că ascunderea acestor piese avea la bază niște, să spunem așa, justificări care țineau de cult, de religie și nici de cum de partea materială, să-i spunem așa. Și vedeți că sunt câteva seceri, întregi fragmentare, precum și un topor de bronz. Mormintele de la Tămășeni. Iarăși câteva complexe aparținând de epocii bronzului cercetate tot de domnul profesor Usachi. Ceea ce este important, ele sunt publicate, au fost publicate de domnia sa. Mie personal mi-a reținut atenția o piesă, iarăși o piesă foarte rară pentru spațiul escarpatic. Este acea piesă de jos, o piesă de os perforată. Este de fapt o cataramă. Ea este întâlnită în foarte puține exemplare și în spațiul escarpatic, dintre Carpați și Cluj. Dar nu este o piesă caracteristică a acestei zone. Toate piesele fie sunt importuri sau sunt imitații după exemplare care se întâlnesc în alte spații geografice, în alte culturi, respectiv în spațiul de la est de Prut și până în zona de nord a Mării Negre, în așa numită cultura a ceramicii cu multe bruie. Și pentru exemplificare, în cele două imagini din partea dreaptă, am expus piese descoperite, vă spuneam, în zona Ucrainei.
pe care se văd foarte bine piese asemănătoare cu cea pe care am prezentat-o mai devreme. Și iată aici piese similare descoperite în Republica Moldova, tot în morminte specifice bronzului mijlociu, deci perioada mijlocie a epocii bronzului. Statuete de la Săvăoane. Iarăși, mă văd nevoit să recunosc meritele domnului profesor Ursache pentru săpăturile exemplare pe care le-a făcut la Săvăoane și pentru faptul că a evidențiat inclusiv acele vestigii ale epocii bronzului de acolo. Este un fragment dintr-o statuetă, mă rog, nu se mai păstrează capul, și aici vin cu aceeași precizare pe care am făcut-o mai devreme. Este din nou o raritate. Este singura piesă din Moldova, caracteristică sfârșitul epocii bronzului, este singura piesă din Moldova, este modelată din lut. Cele mai apropiate analogii sunt în Harghita, la Nicoleni, piesele de aici de sus, care au fost descoperite într-un context cultural similar cu descoperirile de la Săvăoane. Și o piesă similară în partea de jos, mă rog, ea nu este foarte bine conservată, descoperită în nord-estul Bulgariei. De asemenea, tot în momentele de la Săvăoane, atribuite începutului sfârșitului epocii bronzului, este un ac de bronz, pe care îl vedeți aici. De asemenea, o piesă rar întâlnită în contextul epocii bronzului din Moldova. Analogii aici în Moldova sunt în partea de jos, cele trei piese dintr-un depozit de piese de bronz descoperit la Băleni, în Galați. Dar originea acestor piese de podoabă până la urmă este undeva în nordul României, într-un alt mediu cultural. Și pentru exemplificare am arătat aici o piesă și un vas descoperite într-un mormânt de pe teritoriul actual al Ucrainei. Deci originea acestor ace cu cap sau cu placă triunghiulară este undeva în Ucraina. Depozitul de la Ruginoasa, iarăși o descoperire destul de veche, din tot acest ansamblu de piese metalice, ne reține atenția, printre altele, acel vârf de lance pe care îl vedeți dumneavoastră acolo. Este un vârf de lance care, tipologic, este încadrat într-o serie extrem de limitată. Pe teritoriul României se mai cunoaște un singur exemplar la Odăile Codari, în sudul țării, exemplarul din dreapta sus. Iar cele mai apropiate analogii sunt cele din dreapta jos, de pe teritoriul Republicii Moldova și din Ucraina. Toate aceste piese fac parte, de fapt, dintr-o serie tipologică ale cărei origini se găsesc undeva în zona uranică. Deci modelul a fost preluat de acolo și, bineînțeles, perpetuat prin intermediul comunităților epocii bronzului, astfel că și în zonele Scarpați a ajuns un astfel de exemplar și chiar recent un bine cunoscut arheolog român, dar stabilit în Germania, a publicat un studiu pe tema acestor exemplare. Și, în fine, e vorba de câteva descoperiri extrem de recente, făcute de colegul nostru George Hânceanu, la Arhiepiscopie. În vara anului trecut, sau în primăvara anului trecut, colegul Hânceanu a săpat acolo parte a unei necropole medievale destul de consistente. Din ceea ce rețin eu, sunt peste 200 de morminte medievale. Dar printre acele morminte medievale au fost descoperite și câteva complexe funerare, câteva morminte specifice epocii bronzului. Deși sunt doar 6 morminte atribuite epocii bronzului, ele au deosebită importanță prin faptul că atestă un soi de amestec etnic, amestec cultural, o coabitare culturală, să-i spunem așa. Materialul arheologic descoperit în aceste morminte ilustrează acest fapt. Este vorba de îmbinarea a două culturi. Una care își are origine în zona, în jumătatea de nord a Moldovei și cealaltă cultură care își are origine în zona de sud a Moldovei, respectiv zona Rubura Carpaților, respectiv cultura Moldoro și cultura Comarov. Deci, aici, pentru exemplificare, vedeți, fac o scurtă paranteză. Aceste recipiente ceramice întregi fragmentare au fost depuse la picioarele defunctului. În partea de sus este un recipient care, după caracteristicile sale, vă spuneam, și are origine în cultura Monteoro, adică în zona de sud la Moldovei și în zona de Purpura Carpaților, iar recipientul fragmentar din partea de jos este caracteristic mediilor culturale din jumătatea nordică a Moldovei și chiar de pe teritoriul Ucrainei. Și, în fine, un alt mormânt, tot de la Arhiepiscopie, unde din nou se vede foarte bine această
simbioză culturală, să spunem așa, recipientul de aici, văzut profil deasupra și partea inferioară, prin decorurile sale, atestă aceeași legătură, vă spuneam, cu mediile culturale ale bronzului mijlociu din zona de sud a Moldovei, pe când celelalte două exemplare se leagă mai degrabă de zona de nord a Moldovei. Mulțumesc! Bună ziua, țin și eu să mulțumesc organizatorilor și pentru invitație și pentru modalitatea în care s-a desfășurat, s-a desfășurat până acum această manifestație. Referitor la ce spunea colegul meu, domnul Marius Istina, o să îmi permit să scurtez destul de mult această prezentare, deoarece foarte multe dintre precizările pe care doream să le fac au fost făcute de colegul Vasile Diaconu, astfel încât încep prin a spune că, sau a respune, și atunci nu o să mai repet cele zise de colegul Diaconu, că, desigur, Romanul are o sumedenie, sau se cunosc din această zonă, o sumedenie de descoperiri arheologice din preistorie și punctez aici și pe epoca bronzului, ceea ce urmează să prezint. Doresc ca fi o avantpremieră a unei lucrări pe care inițiez să o public anul acesta, dar vin și cu câteva date noi obținute la un nivel practic, după cum vom vedea. Bun. Deci aveam o hartă a Moldovei care, desigur, știm, integrează și descoperim din zona Romanului. Discutând despre reconstituirea producerii de textile în preistorie, ne referim sau putem utiliza o serie de date, începând cu cele arheologice, materializate în descoperiri de țesături, de artefacte, adică unelte sau părți ale acestora, studii arheozoologice și arheobotanice, dar utilizăm și date etnografice și etnoarheologice, surse literare antice, surse iconografice și experimente arheologice. În privința reconstituirii producerii de țesături preistorice, trebuie să afirm cumva cu regret că în spațiul european, chiar și internațional, încă de la început, din secolul al XIX-lea, au apărut lucrări pe această temă. Problematica a fost abordată prin diverse studii sau categorii de studii pe care le-am menționat și anterior. Iar după jumătatea secolului al XX-lea, serii de conferințe și publicații au apărut. Acestea facilitează și sintetizează schimbul de informații între cercetători. Și țin să menționez aici Center for Textile Research din Copenhaga, care în ultima vreme vine puternic în sprijinul cercetării acestui segment. Trebuie să mai spun că unele zone ale Europei au oferit, în urma cercetărilor arheologice, ambele categorii de indicii privind producerea și utilizarea țesăturilor în epoca bronzului, concretizate în descoperiri de veșminte, fragmente textile, dar și unelte. Aceasta ar fi o hartă generală a descoperirilor care atestă, în stadiul actual al cercetării mele, producerea de țesături în epoca bronzului în spațiul acesta extracarpatic. Și vedem că este acoperită, sau cam în întreg teritoriul putem regăsi indicii ale producerii de țesături. Dintre categoriile de artefacte implicate în lanțul operator al producerii, menționăm fusaiurile, care au ponderea cea mai mare, asta am constatat până acum, mosoare, greutăți relativ puține, cel puțin pentru epoca bronzului, situație diferită de ce se întâmplă în perioada anterioară, în neolitic, dar și în perioadele care urmează epocii bronzului. Și avem alte tipuri de artefacte, de exemplu îmi vine în minte un obiect pentru lisarea firelor, descoperit la Cavatinești, dar și împungătoare de os, ace de os și ace de bronz. Relativ recent, un alt coleg a întrebat de ce nu avem și nu putem noi cataloga și tipologiza și publica până la urmă aceste obiecte și se referea strict la fusaiele. M-am gândit să pun acest spunem, tabel cu formele geometrice primare ale fusaiolelor. În spațiul românesc, a mai existat o cercetătoare, Alba Iuleană, care s-a referit la producerea aceasta de țesături
în Neoliticul Transilvanean, desigur, noi din Domnișoară realizează o categorie mult mai amplă de tipologizare. Eu am constatat că aceste forme primare ne-ar fi de ajuns pentru tipologizarea fusaiolelor. Bun. Tocmai spuneam că singurele asemenea abordări sunt recente și vizează Neoliticul Transilvanean. Pentru Moldova, date concrete, am spune, palpabile, mă scuzați, poate exprimarea nu e cea mai fericită, dar așa am considerat că ar trebui să spun, pentru epoca bronzului ar fi datele etnografice. Și vreau să vă ofer câteva exemple de asemenea țesături spectaculoase din bronzul european, pe cum este costumul de femei de la Elveta Nemarca. Și știu, conform unui studiu recent, defuncta nu era chiar daneză, provenea din spațiul german, dar acolo s-a întâmplat să fie descoperit acest costum. Iată, avem și un fragment textil dintr-o rochie țesută cu dungi colorate din Austria și un război de țesut din lemn, din Danemarca. M-am simțit dator să precizez că se remarcă lipsa greutăților ceramice la realizarea acestui război de țesut. Tocmai pentru că în stadiul actual al cercetării am constatat că sunt puține descoperiri de asemenea greutăți. Bun. Aceasta a fost, să spunem, prima parte. Pentru cea de-a doua parte, trebuie să vă spun că am încercat, împreună cu colegii de la Bacău, în cadrul laboratorului de restaurare, să realizăm niște replici ale artefactelor ceramice, dar și a instalațiilor de producere a țesăturilor. Trebuie să vă spun din start că nu este un experiment arheologic intrinsec. La baza realizării acestor replici stând dorința de a le realiza în cadrul unei expoziții pe care cu această cale vă invit să o și vizitați la muzeul din Bacău. Bun. Replicile acestea au fost realizate, cel puțin cele ceramice pe care le veți vedea imediat, au fost realizate din argilă. S-a realizat uscarea acestora circa 24 de ore la temperatura camerei. Ulterior am încercat uscarea forțată la o temperatură care a crescut exponențial de la 20 la 100 de grade Celsius. Și am constatat că nu s-au modificat fizic. Foarte mici excepții care au prezentat crepături dintre aceste obiecte au fost remediate cu un adaos de argilă. De ce spun și de ce am considerat că e necesar să spun că nu s-au modificat fizic. Ne-am pus la un moment dat întrebarea, în măsura în care realizăm o asemenea fusaiolă și o perforăm, oare după uscare va mai rămâne la acel 1 cm diametru perforației pe care l-am constatat în cazul multor fusaiele? Ei, răspunsul a fost da. La final au fost introduse într-un cuptor, unde au fost scoate circa 8 ore la o temperatură de aproximativ 200 de grade Celsius și răcirea s-a făcut în aceeași incintă de ardere, în același cuptor, de-a lungul era circa 12 ore. Și iată cum arată replicile pe care am reușit să le realizăm. Mai vedeți acolo, desigur, am încercat și am reușit să facem și niște măsoare din acestea pentru depozitarea firelor, dar și două fusuri, unul pentru fire mai subțiri și unul pentru fire mai groase și un piatră pentru îndesarea firelor de bătătură. Fusurile au fost realizate din lemn comun de esență moare, la realizarea lor s-a lucrat aproximativ o oră, iar la piatră pentru bătătură s-a lucrat o jumătate de oră, realizat din același material. Am realizat și o furcă pentru tors, la care s-a lucrat circa o oră și aceasta a fost îmbrăcată cu câlți de cânepă. Dar am încercat să realizăm și un război de țesut vertical, pornind de la definiția cea mai simplă a țesăturilor, adică încrucișarea a două sisteme de fire în unghi de 90 de grade. Și l-am realizat din lemn de esență moare. Trebuie să spun, să fiu sincer, postamentul a fost tăiat dintr-un tun de stejar, utilizând mijloace moderne, dar asta din rațiuni strict estetice, pentru că vorbeam de o expoziție. Întreaga instalație putem fi deopotrivă înfiptă în pământ sau în alt tip de lemn. Am realizat urzeala și bătătura din fire de cânepă cu dimensiuni diferite, rezultând această medie de două fire pe centimetru pătrat și la realizarea obiectului au lucrat doi oameni timp de 4 ore. Iată-l cum arată. Și avem și aspecte din timpul lucrului, unde colegii noștri de la restaurare sunt cei care ne-au ajutat. În concluzie, încercând
să mergem repede. În preistorie, producerea țesăturilor este o necesitate indiscutabilă, atestată prin diferite tipuri de date. Importanța studierii acestui meșteșug rezidă, în primul rând, prin importanța pe care a avut-o pentru comunități. Spuneau cercetători că țesăturile ne însoțesc din prima clipă a vieții și până și chiar dincolo de trecerea în neființă. La realizarea uneltelor și a instalațiilor rudimentare, am constatat că aceasta nu era costisitoare, puteau fi realizate din materiale aflate la îndemâna comunităților, nu necesita o perioadă îndelungată de timp și nu necesita capacitatea unui număr mare de indivizi care să realizeze, atenția, artefactele și instalațiile de producere ale acestora. Nu ne referim la utilizare, probabil doamnele știind cât de mult timp e necesar să decorăm sau să coasem un goblet. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție. Marina Petri a fost secretar în perioada octombrie 79, aprilie 85. Iar în 89 s-a instalat Comitetul de Salvare Națională și apoi Consiliul Frontul Salvării Naționale. Iar în perioada post-comunistă sunt tratați foarte bine acești primari în cartea domnului profesor Andonie, Constantin Rugină foarte puțin timp, Mihai Macriniș, tot puțin timp, Vasile Adăscăliței, Otto Helmut, eu am articolul meu cu primarul, Meinhofer, pe care l-ați cunoscut în dumneavoastră, și Ion Vlad revine în perioada 96-2000 ca primar, Dan Ioan Cărcușor l-a urmat și a avut două mandate, și domnul profesor Dan Laurențiu Leoreanu. Eu am avut un text mult mai mare pentru dânsul și cred că dumneavoastră ați primit o scrisoare de la primărie cu ce realizări a făcut dânsului. Cred că și eu aveam jumătate din acele realizări scrise aici. Dar ca să fiu băiat cu minte, am trimis pe internet textul domnului primar și mi s-a spus atâta tipărești. Atâta tipărești. Spre exemplu, am scos chestia aceea cu când mergea dânsul cu doamna Udre, asta așa ca să... Mai fi Bertăr. Domnul a făcut pentru Târgu Roma. A, făcut mult. Roma nu este înfrățit, am mai adăugat la acest articol în afară de primar, pentru că în timpul dâncilor s-a făcut aceste înfrățiri cu multe orașe din Europa. Stema orașului roman este aceasta și știu că s-a purtat o discuție întreagă. Păi mistreșul cu colț de argint, asta era însemnul romanului, a târgului din jos. Și romanul are și un steag și un rim pe care, din păcate, nu l-am văzut, s-au făcut pe urmă. Așa. Bibliografia este aceasta, eu vă mulțumesc și dacă ați mai ajutat să mai găsim niște primari, în colaborare cu dumneavoastră, scrip partea a doua. Mr. Măzăreanu, pentru materialele deosebite. În ce scuze față doamna Protecară Bugă, că n-am putut, dar era legat. Nu, da, sunt în trafic, să zic așa. Și acum urmează doamna Protecară Bugă, Oana Mihaela, 80 de ani de la trecerea neființă a lui Gheorghe Garabeti Brăila. Materialul pe care am să-l prezint, am accentuat în mod deosebit omul Garabeti Brăilanu și relația lui cu orașul roman. Critic, istoric, literar, scriitor, profesor, Garabeti Brăilanu s-a născut la Târgu Frumos la 23 mai 1871. Un an mai târziu, părinții săi, Teodor și Maria Martin, armeni de origine, se stabilesc la Roman. Brăilanu urmează clasele primare la școala din localitate, urmând apoi gimnaziul Roma Vodă din orașul Roman și din anul 1887, liceul Gheorghe Roșca Codreanu din Bârlad. În anul 1889 fondează la Roman revista bilunară Școala Nouă, unde publică versuri, articole, cugetări, traduceri sub pseudonimul Cezar Vraja. De asemenea, publică articole în ziarul România Viitoare din Brăila.
După ce în luna mai, în luna septembrie anului 1990, obține diploma de bacalaureat, Carabeti Brăileanu, urmează cursurile Facultății de Filozofie, Istorie și Literatură a Universității din Iași. Concomitent urmează școala normală superioară, după ce în urma unui concurs din toamna anului 1891, obține o bursă de studiu la această instituție. În perioada studiilor universitare, Ibrăileanu colaborează la diferite ziare și reviste, Munca, Adevărul, etc. După ce lucrează o perioadă ca profesor suplinitor de limba română la Bacău și Iași, își începe cu adevărat activitatea didactică în anul 1908, când devine profesor de literatură modernă la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, catedră pe care o va sluji ca dascăl până în anul 1934. La 1 martie 1906 apare la Iași primul număr al revistei Viața Românească, sub conducerea lui Garabeti Brăileanu, Constantin Ster. Cu excepția perioadei celor două războaie mondiale, revista Viața Românească s-a bucurat de o apariție neîntreruptă timp de 100 de ani. În anul 1933, Ibrăileanu a făcut un bilanț al etapelor de apariție a revistei Viața Românească, în articolul după 27 de ani. În data de 10 martie 1936, marele critic Garabeti Brăileanu s-a stins din viață. Opera critică a lui Brăileanu cuprinde eseul Spiritul critic în cultura românească, volumele Scriitori și curente, opera literară a domnului Blacuță, Note și impresii, După război, Scriitori români și străini, Studii literare. Două eseuri originale de răsunet ale lui Brăileanu sunt Literatura și societatea, apărut ca introducere la teza de doctorat opera literară a domnului Blacuță și, respectiv, Creație și analiză din volumul Studii literare. A scris un volum de aforisme privitoare la conduita înțeleptului privind viața în 1930 și Adela, romanul de analiză a sentimentului iubirii, clasic în literatura noastră. Este incontestabil că romanul Adela în special îl consacră pe Ibrăileanu ca scriitor beletrist cu remarcabile însușiri poetice. Pentru întreaga activitate, Academia Română l-a ales post-mortem membru. Carabeti Brăileanu a rămas în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut drept un profesor impecabil, impunător șef de cenaclu, om de o rară distinție sufletească, prieten de neuitat, intelectual de o elevată ținută, a cărui operă se constituie într-un moment remarcabil în istoria criticii românești. Despre orașul roman și primele scrieri, Ibrăileanu povestește în volumul său de amintiri din copilărie și adolescență. Citez. Din viața de la Roma mi-aduc aminte puține lucruri hotărâte. Am fost un copil precoce. Înainte de 5 ani, știam unele lucruri greu de înțeles și pentru o vârstă mai înaintată. Știam, de pildă, oarecare lucruri din gramatică pe care copiii de 10 ani le pricep greu. Am fost și amorezat înainte de 5 ani, de o fată de vreo 7-8 ani care trecea pe la geamul nostru. Nu-i vorbă, era și un caz de sugestie, că cei din casă mă tachinau cu ea, dar știu că mă înroșeam când trecea pe la geam. Tot de la acel geam vedeam și ceaplăul, care era pentru mine ceva ca din altă lume, ca dintr-o legendă frumoasă. Nu știam pozitiv ce e acel ceaplău, nici ce este un munte, nimic. Sora mea a murit peste vreo 2 ani, semăna cu mama mea și o chema tot Maria. Am trăit fără mamă, fără frați și surori, nu târziu tare și fără tată. Cine a trăit înconjurat de familie nu poate înțelege un suflet ca al meu, această stare sufletească specială, după cum nici nu mă pot pune în sentimentalitatea unui om care a avut familie. Dar aceste lucruri au dat sufletului meu un ton veșnic de nostalgie, de melancolie, o privire îndărât, un sentiment de singurătate, de degajare de lumea reală. Acolo, la țară, mă amorezasem de fata unui rude a proprietarului, moșiei de la Poiana lui Uraș, unde tatăl său era administrat. Era o fată brunetă, pe care o chema Eliza și al cărei tată stătea la altă moșie, aproape. Aceasta nici n-a visat de amorul meu, dar eu am visat atâtea aventuri, încât am ajuns să mă mint pe mine însumi și să încep să le cred. Așa că
la Roma, mai târziu, am mărturisit unui prieten succesele mele. Țin minte că pusesem ziua de 3 august ca ziua când i-am făcut declarație Elizei. Declarație bine primită de dânsa. Această minciună idealistă de atunci mă face să pricep bine psihologia zugrăvită de Dode în Tataran de Tarascon. Curios, 3 august devenise sincer pentru mine o zi plină de amintiri fericite. Dar acest 3 august nu m-a împiedicat să mă amorezez primul amor mai serios de o altă fată din Roma, Estela. Era o fată cam de 17 ani, brunetă, cu nasul albenin, care umbla cu rochii de culoare cenușie sau albastră, ori cel puțin fiunguri din familia acestor culori. Desigur, nu i-am spus nimic nici ei, nici nu o cunoșteam, dar aceasta știa. La grădina publică, la un rond din mijlocul orașului, loc de muzică și plimbare, eu eram veșnic prezent, melancolic, gânditor, cu ochii țintă spre ea. Uneori îmi luam curajul să o privesc drept în ochi, veșnic unde era ea, veșnic pe o bancă în preajma ei. Apoi, cum mă sculam, treceam pe la ea. Avea o casă cu un cerdac lung spre drum. Treceam, mă uitam pe furișoare cum, dar tocmai de asta destul de suspect. Treceam înapoi, apoi după amiază, iar treceam spre casă. Toată vremea făceam analiză. Mă iubește? Or nu. Interpretam toate privirile ei. Toate faptele ei, locul unde stă în grădină, ce face la geamul ei când trec, etc. Amorurile mele mi-au ascuțit mai mult decât orice simțul observației. De atunci a început și plăcerea mea pentru muzică. În roman era o muzică militară admirabilă, care cânta operele pe care le-am auzit apoi la teatru. Toate așteptările mele, toate seriile de grădină publică, toate cele erau țesute cu muzică. Cântecele erau expresia sentimentelor mele și erau dureroase. Ea, gesturile ei, mersul ei, melodiile muzicii, luna, stelele, toate se combinau în ceva, care nici nu poate fi priceput decât la 16 ani, când ești precoce și romantic. Atunci, în vara anului 1889, la vârsta de 18 ani, am ieșit din adolescență și am trecut în ceea ce se cheamă prima tinerețe. În acea vară am trăit și întâiul meu amor adevărat, sau aproape adevărat, aproape, fiindcă în mare parte era un produs romantic al imaginației mele înflorite. Am iubit, cred, atunci mai mult amorul decât pe fata de care eram înamorat. Mai târziu, altă dată, poate am blestemat amorul, dar am iubit până la durere pe femeia iubită. Ibrăileanu, am încheiat citatul. Mai erau, dar o să selectez. Ibrăileanu simțea vocație pentru studiul științelor naturale și ar fi putut deveni un bun biolog sau medic. Dar în secția științifică a școalei normale superioare nu mai erau locuri libere în momentul în care Ibrăileanu își începea studiile înalte. A intrat deci la secția literară. Tudor Vianu își amintește discuția cu el despre acest moment important din viața lui Ibrăileanu. Citez. Ce am eu de-a face cu literatura? Mă întreba Ibrăileanu cu modestie din care nu lipsea urma unei cochetări vizibile. Opera literară este pentru mine un obiect de observație. Privesc acest obiect cu atenție, îl întorc pe toate părțile, îl leg de cauzele lui, așa cum aș face cu o specie animală sau cu un fenomen fiziologic. Am încheiat citatul. Avea idei și credea în ele. Și cine citește paginile polemice ale lui Ibrăileanu, rămâne cu impresia unei inteligențe de o neobișnuită agilitate. El n-a fost un sceptic amabil și plân, a fost un intransigent. Iluzia nu i s-a părut inevitabilă. A visat așezarea lumii pe adevăr. Rigoarea lui începea cu sine însuși. Descoperea pretutindeni în jurul său natura elementară, dar își pretindea sie și tuturor oamenilor care îi cereau încrederea un nezguduit idealism moral și social. A avut mulți prieteni și simțea nevoia de ei. Acest om retras, deseori suferind, însestrat cu o sensibilitate foarte vie, nu era un om nesociabil. Dimpotrivă, simțea necesitatea oamenilor din jurul său și întreținea cultul prieteniei. Calitatea lui de conducător al revistei Viața Românească l-a pus în situația de a avea raporturi cu multă lume. Raporturi care de îndată deveneau prietenești, pe o bază de prețuire și încredere reciprocă și sinceră, cu foarte mulți dintre mari scriitori ai acelei epoci de înflorire literară. Ca orice om lucid și încercat, nu ignora minciunile oamenilor.
nici ipocrizia, nici răutatea lor, de multe ori gratuită. Dar nu a fost un mizantrop, cum și-au închipuit unii. Marea lui bucurie era să stea de vorbă cu oamenii, cu prietenii. Când te vedea intrând, îi se lumina fața și ochii lui frumos zâmbeau. Ei însemnau pentru el tot contactul cu lumea exterioară și prietenii veneau la el cu plăcere. Asistau la o mare paradă de idei, la tot ce meditase în lungile lui nopți de insomnie, la tot ce iscodise creierul lui neliniștit și fecund. A iubit oamenii și a iubit mai cu seamă amicii. Îi plăcea mult să stea de vorbă cu ei. Avea poate atunci iluzia și bucuria de a se simți integrat în viață și vedea că o poate gusta fără primejdii. Semnul sentimentelor sale față de om era extrema sa delicateță. Nu o delicateță formală, protocolară, rece și obositoare, ci una firească, de stimă de om, dozată de inteligență, bunătate și comprehensiune. Vedea în această atitudine mărturia unei mari bogății de calități. Spunea despre această rară însușire, citez, delicatețea este calitatea supremă și cea mai rară a sufletului omenesc. Ea le presupune pe toate celelalte. Inteligența, bunătatea, altruismul, generozitatea, discreția, mărinimia. Am încheiat citatul. Toți cei care își amintesc de el au în comun un om. Au parcă un sentiment de familie, de familie spirituală. Forța de vrajă umană a lui Ibrăileanu i-a înfrățit nu știu cum. I-a apropiat pe toți într-o credință care este în cinste, în farmecul intelectualității, în delectarea ideilor. Într-o prietenie care venea, nu dintr-o frecvență de relații, ci dintr-una de idei. Acei care au stat de vorbă cu el măcar o oră, au păstrat pentru totdeauna amintirea unei încântări. Era mereu avid să găsească un om receptiv al sistemului său de gândire, cu care să poată discuta sau măcar monologa cu încredere. Cunoștea nespus de multe lucruri și gândise mult. Împărtășea adesea considerațiuni despre scriitori și opere și istorisea cu o pasiune plină de evocări și imagini amintiri din tinerețe. Liceul de Roman, școala normală superioară de la Iași, excursiile pe la mănăstirile din Moldova. Avea o mare predispoziție și putere de a se entuziasma de o frumoasă bucată literară. Asta era de altfel singura bucurie, neîntunecată de obsesii și tristeți ale vieții sale. Când prietenii se mulțeau în jurul mesei și el termina lectura, începea să discute lucrarea respectivă, specificul autorului, lucrările lui din trecut, amintiri legate de el, fără nimic profesoral, didactic, ci doar ca o vorbă despre un bun prieten. Lipsa de orice protocol, de orice gravitate, caracterizat de obicei toate aceste discuții, ale cărei idei Ibrăileanu le transcrie apoi în articolele sale. Ibrăileanu, după cum se știa, lucra noaptea și dormea ziua. Avea o extraordinară memorie ca cititor. Detaliile urmărite nu-i scăpau, cu toate că, în toate îndejurările lor, atunci când găsea în ele o semnificație corespunzătoare a unui sentiment al său, s-au sugerat numai de autor. Între anii 1906-1930, revista Viața Românească a apărut sub îngrijirea efectivă de fiecare zi a lui Ibrăileanu. Numele lui nu a figurat niciodată printre directori. Oficial, el era numai secretar de redacție. Dacă însă revista a apărut așa cum o știm și a jucat în literatura românească rolul pe care l-a jucat, se datorează muncii, priceperii și stăruinței lui. Tot spirit, toată energia și a închinat-o cu pasiunea acestei reviste. Viața lui a fost viața ei. Ibrăileanu nu a condus numai o revistă, a condus o adevărată școală literară și a făcut-o cu pasiune unică, în care se concentrau toate puterile lui ca pentru singura justificare a existenței sale. Parcă în formarea unui spirit literar specific neamului nostru, vrea să ducă, fără să-și fi dat anume seama, dincolo de dispariția lui ca om, întruparea unei valori eterne, care să-i asigure o prelungire a existenței sale. Cezar Petrescu spunea, citez, pentru toți era Domnul Ibrăileanu. Și această realitate a noțiunii Domn, a cuvântului Domn, e încă o măsură a unui prestigiu pe care nu-l căutase și nu-l cultiva. Nu-i a stat nimeni vreodată aproape să-i pomenească apoi numele oriunde, în orice înfrejurare, cu acea familiaritate ce nivelează atitudine și scurtează distanțele. Învățai de la dânsul că pentru scriitori nu e de întâia însemnătate opera, scrisul, talentul, verba și nici cea mai strălucită nestemată ieșită din mână de faur pentru antologie. Acestea nu pot suplini caracterul.
ci le învățai pe toate de la un om care iubea mai mult să învețe el decât să învețe pe alții. Am învățat. Calitățile mari, excepționale, nu i-au creat un ideal o viață fericită. Fericirea pentru asemenea oameni e o regiune abstractă, doar de dicționar, într-un imposibilă. Nici la luna de satisfacție. Singura lui satisfacție a însemnat doar revista Viața Românească. Posibilitatea de a-i dedica toată viața până ce boala l-a biruit. Ibrăileanu punea deseori seara, la patefon, discul cu pastorala lui Beethoven, pe care o asculta cu o bădită de lecare. Asocia în această audiție și dragostea pentru natură și cea pentru muzică. Simfonia aceasta a asociat în sufletul lui Ibrăileanu muzica cu moartea. Superlativul frumuseții, cu efemeritatea ei, viața în ce are mai sublim și în tăcerea ei, în regretul după ea, după ea moartea. De aceea, poate, a cerut ca la mormântarea sa să cânte pastoralul. La mormântare s-a văzut un preot firav, într-un costum sobru, citind dintr-o carte de rugăciune. Deși era ateu, ritualul a fost simplu, dar totuși a fost, pentru că avea respect pentru religia străbunilor. Tudor Vianu spunea că, citez, prestigiul lui Ibrăileanu, atât de izbitor pentru cei care au cunoscut vechiul cerc al vieții românești, provine din dezinteresarea, din modestia, din absoluta lui lipsă de vanitate, din pătrunderea neobișnuită a inteligenței lui, din intransigența și pasiunea lui lucrătoare, din mare lui vocație pentru prieteni, din devotamentul, adică dintr-o totalitate de însușiri intelectuale și morale, rare ori întâlnite în același om. Prin acest prestigiu, Ibrăileanu a susținut o mișcare de cultură, în care trebuie să recunoaștem una din etapele cele mai însemnate din trecutul democrației românești. Am încheiat citatul și materialul. Mulțumim, doamne, care profesor, cu o bogată activitate și de la muzeu. În afară de toate astea, eu am avut o cercetare de mai multă vreme, cercetare legată de un subiect un pic mai aparte. Este vorba de Cavalerii Ordinului Mihai Viteazu. De-a lungul timpului am prezentat o parte dintre ei. A venit astăzi vremea să vă prezint pe unul din marii aviatori pe care a avut Romanul. Este vorba de generalul de mai târziu, Vasile Gabriel. Am intitulat comunicarea locotenent aviator Vasile A. Gabriel. Și așa, Cavalerul Ordinului Mihai Viteazu. Am dat acest titlu pentru că când mi s-a conferit, mai bine spus, Ordinul Mihai Viteazu cu spate clasa a treia, avea gradul de locotenent aviator. Câteva lucruri legate de ordin în sine. Înființat de regele Ferdinand, prin un alt decret numărul 2968 din 21 decembrie 1916 și publicat în monitor oficial numărul 223 din 25 decembrie același an, Ordinul Mihai Viteazu, citez, se conferă pentru faptele excepționale de război ofițerilor care s-au distins în fața dușmanului. Am încheiat citat. Ordinul, având trei clase, începând cu clasa a treia până la clasa a întâi, este cea mai înaltă decorație de război, numărul membrilor fiind nelimitat. În semnul ordinului se prezintă astfel, cruce treplată smălțuită albastru și cu margine de aur. În centru crucii, cifra de aur încoronată a regelui Ferdinand, iar deasupra, coroana regală de aur. Pe revers este smălțuită și poartă data 1916. Deosebirea dintre clase constă numai în mărimea crucii, doar cea de la clasa 1 se poartă ca o placă fără panglică și coroană. Ordinul Mihai Viteazu a fost conferit unor ofițeri din garnizoana Roma. În primul război mondial, capitanului Constantin Iluca, din regimentul 14 infanterii. În cel de-al doilea război mondial, generalilor Olimpiu Stavrat,
Constantin Festior, comandanța diviziei a 7-a infanterie, maiorilor Ioan Dumitriu, Teodor Ștefan, Ioan Vintilă, capitanilor Călin Teniță și Iosif I. Dumitriu, din același regiment. Au mai fost decorați cu acest ordin locotenent colonelul Constantin Lovinescu și capitanul Nicolae Manca, din regimentul 12 Călăraș, de fapt grupul 54 cercetare, medic capitan Constantin Cecosma, din batalionul 16 Vânător de Munte, sub locotenent Livu Arhip, din batalionul 2 Vânător de Munte, și sub locotenent Gheorghe Vrăinicianu, din regimentul 11 Doroban Siret. Între vitejii eroi intrați în galeria cavalerilor Ordinului Mihai Viteazu, se află și locotenentul aviator Vasile A. Gavriliu, care a dovedit a fi un brav ofițer pe timp de război, apreciat de comandanți și iubit de subordonați. În familia Alexandru Gavriliu din Roma se năștea la 1 ianuarie 1919 al doilea băiat, care a fost botezat Vasile. După clasele primare și cursul inferior la liceul Roman Vodă din Roma, familia se mută la Iași, iar Vasile este înscris la cursul superior la liceul Alexandru cel Bun. Beneficiind de profesori eminenți, Vasile Gavriliu primește o educație solidă, în special pe latura tehnică, și intră prin concurs la Facultatea de Electrotehnică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Dar, după absolvirea primului an, în 1939, a abandonat și a venit la București, unde a intrat prin concurs la Școala Militară de Ofițeri de Aviație de la Cotroceni, urmând exemplul fratelui său mai mare, Traian, la acea dată ofițer aviator. La terminarea școlii, este avansat sub locotenent prin înalt decret la 10 mai 1941. Sublocotenentul aviator Vasile A. Gavriliu a obținut și brevetul de pilot în noiembrie același an. Repartizat la flotila 1 vânătoare, a zburat la Pipera cu avionul de vânătoare IR-8. A fost repartizat apoi la escadrila 47 a grupului de vânătoare pe aeroportul Târgușor-Ploiești, unde Vasile Gavriliu a făcut trecerea pe avionul Messerschmitt M109E, iar în martie 1942 a trecut la Tiraspol pe varianta aceleași avion Messerschmitt 109G. La 13 august 1943, sublocotenentul aviator Vasile Gavriliu a fost trimis pe frontul de răsărit, unde, la 2 septembrie 1943, a avut și prima victorie aeriană. A fost promovat comandant al escadrilei 56 vânătoare la 12 februarie 1944 și apoi avansat locotenent aviator la 23 martie 1944. În trimestrul al doilea al anului 1944 a efectuat misiuni de apărare a spațiului aerian al țării împotriva bombardamentelor americane. Participând la campania din Apus, locotenentul aviator Vasile Gavriliu se remarcă în mod cu totul deosebit cu prilejul luptelor duse în perioada 24-29 august 1944 împotriva aviației germane. În ziua de 25 august 1944, o formație de 7 avioane din grupul 9 vânătoare a angajat o luptă cu o formație inamică de 15 avioane de bombardament în picaj, care se îndrepta spre București. Inamicul a pierdut în această luptă 4 avioane de bombardament în picaj și a fost nevoit să renunțe la bombardarea Bucureștiului. În aceste acțiuni s-au distins în mod deosebit locotenentul aviator Vasile Gavriliu și locotenentul aviator Ioan Dobran. Generalul de azi, Ioan Dobran, mai trăiește în București, având aproape 97 de ani. Relevând acțiunile, aceste lucruri s-au spus în lucrarea Aripi Românești, Contribuții la istoricul aeronauticii române. Reliefând acțiunile aeriene la grupul 9 vânătoare, în ziua de 26 august 1944 și enumerând victoriile aeriene și la sol obținute de piloții acestei unități de vânătoare,
În lucrarea amintită se menționează că, citesc, în acea zi, locotenentul aviator Vasile Gavriliu a atacat un avion de transport german de tipul U-52, l-a incendiat și l-a obligat să aterizeze, iar întreg personalul aflat la bord a fost făcut prizonier de către trupele noastre. La întoarcere din misiunea ordonată, locotenentul aviator Vasile Gavriliu a atacat aerodromul militar de la Ștefănești, pe care se găseau avioane germane, pe care a reușit să le incendieze și să le avarieze, două avioane U-52 și un avion UW-34. Șirul victoriilor aeriene obținute de locotenentul aviator Vasile Gavriliu a continuat și în perioada luptelor desfășurate pentru eliberarea Transilvaniei de Nord, motiv pentru care oficerului i s-a conferit prin înalt decret numărul 3233 din 11 noiembrie 1946 Ordinul Mihai Viteazul cu spade clasa 3. În conținutul decretului sunt arătate faptele de arme ale ofițerului, iar pentru o mai mare autenticitate le reproduce. Se conferă Ordinul Militar Mihai Viteazu cu spade clasa 3-a, locotenentului aviator Vasile Gavriliu din escadra 56 Vânătoare, pentru priceperea și curajul exemplar de care a dat dovadă în executarea celor 306 misiuni, din care 65 lupte aeriene, obținând 12 victorii. S-a distins în mod deosebit în zilele de 24-27 august 1944, în luptele pentru apărarea capitalei, când a acționat cu mult curaj contra formațiilor de bombardament germane, cât și în recunoașterile făcute deasupra șoselelor pe care mărșoluiau trupe inamice. În ziua de 25 august 1944, atacă o formație de 15 avioane Schulkas care se îndrepta spre capitală. Reușește să doboare un singur avion. În ziua de 26 august 1944, într-o misiune de alarmă contra bombardierilor inamice ce atacau de asemenea capitala, reușește să obțină un rezultat deosebit, doborând în flăcări un avion de bombardament Henkel 111 și un avion trimotor U-52 ce transporta piloți germani pentru avioanele rămase pe diferite aerodrome. În timp ce se întorcea din această misiune, a descoperit un aerodrom improvizat în comuna Ferbinți. Aici, după mai multe atacuri repetate, incendiază la sol două avioane trimotoare U-52 și un avion U-34. În zbor spre aerodrom, avionul fiind lovit, este forțat să aterizeze. Începând cu 9 septembrie 1944, în fruntea escadrilei sale, ia parte la luptele pentru eliberarea Ardealului, executând misiuni de însoțire ale aviației inamice, atacând cu fermitate inamicul ori de câte ori căuta să strânjenească lucru aviației noastre. În ziua de 15 septembrie 1944, comandând o formație de 6 avioane de la Cluj-Someșeni, neținând seama de puternica reacție a apărării antiaeriene, a adus o victorie sigură la sol personală și 4 victorii sigure la sol întregii formațiuni. Am încheiat citat. La 7 septembrie 1944, escadrila 56 Vânătoare, comandată de pilotul militar Vasile Gavriliu, a fost dislocată pe aeroportul Turnișor Sibiu, iar în ianuarie 1945 pe aeroportul Miskolc din Ungaria. În ansamblu, ofițerul aviator Vasile Gavriliu a efectuat 306 misiuni de zbor de luptă, a susținut 65 de lupte aeriene, a obținut 14 victorii în zbor și a distrus la sol 5 avioane inamice. După război, a îndeplinit mai multe funcții, printre care cea de comandant al escadrilei specialități din flotila 1 Vânătoare, pilot recepționer la flotila 1 Vânătoare, pilot încercător la ASAN Cotroceni și la IAR Brașov, comandant al mai multor regimente de aviație, instructor de zbor, șef al școlii de escadră. În 1950 a obținut brevetul de pilot pe avioane de transport public și în aceeași perioadă, 1953-57, Vasile Gavriliu a urmat cursurile Facultății de Mecanizare
agricole, obținând în februarie 1958 diploma de inginer, dar în același timp este pensionat din armată cu gradul de capitan comandor. În 1967, inginerul Vasile Gavriliu a revenit în aviația civilă ca profesor la Centrul de Instruire a Personalului Aeronautic, a efectuat specializări pe avioanele BAC 1 Anglia în 1968 și ANE 24, avion de proveniență rusească din URSS, în 1974. În 1971 a participat la pregătirea primei promoții de pilot civil pe elicopterul francez Alouet, Alouet 3. Vasile Gavriliu a fost membru fondator a APIA în 1990 și președinte a filialei București. Membru fondator și președinte a Asociației Naționale a Cavalerilor Ordinului Virtutea Aeronautică. Cetățean de onoare a municipiului București, avansat comandor în 1974, general de flotilă aeriană în 1991 și general de divizie aeriană la 8 noiembrie 2000. Pentru meritele sale pe fronturile aeriene a celui de-al doilea război mondial, ofițerul Vasile Gavriliu a mai fost decorat cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasele Crucea de Aur și Cavalier cu două barete, Ordinul Coroana României clasa 5-a și Ordinul Steaua României clasa 5-a. A scris foarte multe articole și foarte multe cărți. Aș menționa doar trei dintre ele, din rațiune de timp. Una din aceste lucrări este Avionul de transport modern și instalațiile de la bord, apărut în 1983 la București. Pilotajul avionului și acrobația aeriană, scrisă în colaborare, apărut în 1985 la București. Și Aviația română pe frontul de est și apărarea teritoriului, dar tot în colaborare, de data aceasta în 1995, apărut tot la editura militară din București. Generalul de divizie aeriană, Vasile Gavriliu, a trecut la cele veșnice la 14 iunie 2002, în vârstă de 83 de ani și a fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul militar Ghencea. Vă mulțumesc că m-ați... Mi-am ales o persoană, un om care a făcut și face cinste în bătaie orașului nostru. Este vorba de domnul inginer Silviu N. Dragomir. Și care, născut în Roman, a fost și victimă a regimului comunist, a participat și la Revoluție în 89, fără să aibă, fără să ceară certificat de revoluționar. Păi sunt câteva zeci de mii care iau pe degeaba, numai că au stricat jos regimul, știți? Să ia cei care au fost împușcați, care au urmat și celor care au fost, cei care au fost maltratați. Da. Deci am să merg pe acest material, dacă vreți, primul slide. Orașul Roma, atât României, Europei, dar și lumii întregi, oameni de cultură, de o valoare inestimabilă, care prin creații lor au reușit să aducă aportul la tezaurul culturii românești și internaționale. De la un Miron Costin la un Vasile Alexandrie, de la un Mercedes Ștefănesc la un Visarion Puiu, la un Sergiu Cicitache, la un Gheorghe Amici Obama. De la Mihai Jora la cercetătorul dr. Vasile Ursachi, de la Antoaneta Ralian la Haralan Zincă și lista ar putea continua cu reditații Nicolae Stescu și Ioan Teștiban sau profesorul Tărăbuță, fondatorul Muzeului de Științe Naturale. Născut la Roma la 4 octombrie 1930, fiul părintelui Dragomir, preot paroc la Biserica Sfântul Gheorghe de Roma și director al Seminarului Ortodox din localitate până în 1948, a locuit în casa părintească, cât o recunoașteți, pe Gribiței, chiar lângă Biserica Sfântul Gheorghe, a urmat cursurile școlii primare, apoi cursurile liceului teoretic Roman Godă. La sfârșitul clasei a 11 pentru niște manifestări anticomuniste și instigare, așa erau acuzele, da? Și manifestări de instigare publică, a fost condamnat la un an și jumătate în istorie, fiind exmatriculat de pe școli țară. Ce făcuse? Împreună cu trei colegi, luase portretul lui tătuca Stalin și îl purtase pe culoarele liceului, prohod de mormântare, mă rog, așa, și apoi un alt coleg a terminat tavloul cu capul în jos, s-a așezat pe el și au început să cânte ritualul tipic de mormântare.
Pentru asta a fost, v-am spus, judecat, arestat și condamnat la un an și jumătate. Urmată pe închisoarea București și cea de la Târgușor. Cu sprijinul unei cunoștințe de la București, a secretarului liceului Cantemir, reușește să termine clasa 12, se înscrie la Institutul Politehnic și după absolvire este angajat la CFR, dacă e referat de români. Domnul Silviu Dragomir își trage rădăcine dinspre zona montană, de la Uituzi, unde bunicul său, Iulian Dragomir, a fost preot și o mare personalitate în acel spațiu, acesta realizând o impresionantă bibliotecă documentară a Ligii Culturale Române de la Uituz, unde și unde venea Nicolae Iorga vara în vizită. La proaspătul absolvent, pasiunea scrisului, a cercetării și a documentării fusese înrădăcinată din familie, cu inclinații de a colecționa tot ce era mai valoros, etic, estetic și documentar. Într-un interviu, domnul Dragomir răspunde foarte tranșant reportul. Când a întrebat de unde e acea pasiune de a colecționa. Și spune, exemplu înaintașilor, tineret de atunci colecționa de toate. Avea preocupări empirice, colecționa de la șervețele de hârtie până la etichete de bere. Azi tinerii nu mai au astfel de preocupări. A colecționat de toate, a bea bere, dacă... Nu numai o beau, nu colecționează. Nu colecționează. Am colecționat de toate. Am început cu filateria, care era cea mai frumoasă, apoi urma cartofilia, apoi numismatica și apoi altele și altele. După ce a ieșit la pensie în 1989, a fost angajat ca redactor la ziarul Dreptate, unde a scris 200 de articole, la România Liberă 10 articole și Cotidianul 600 de articole, ca apoi să devină analist politic pentru ziarul Luceafă Românesc din Montreal. Întrebat fiind de un reporter dacă s-a înscris într-un partid politic după Revoluție, domnul Dragomir, cu o sinceritate și o modestie de săvârșit, a spus, nu, nu mi-a plăcut să mă regimentez în nicio formațiune. Am fost revoluționar, dar nu m-am gândit niciodată la un carnet de revoluționar sau recompensă financiară. Am fost deținut politic și nu mi-a plăcut să profit. Nu m-am înscris nici la Uniunea Scriitorilor. Cu toate că nu este membru al Uniunii Scriitorilor, domnul Silviu Dragomir are publicate peste 30 de cărți, sute și sute de articole. După 1989 a publicat an de an una, două cărți, cu domeniile predilecte au fost istoria, misterie neelucidate, fiind și neobosit călător și cercetător pe meleagurile țării, îndrăgostit de istorie și adevărul ascunse, de la lumea antică la cea modernă și apoi contemporană. În articolul, de exemplu, Iliada, ca sursa protoistoriei poporului român, prezintă și analizează aproape vers cu vers poemul Iliada, istoricul celor 10 ani de război, la care participă și Achile, localizat fiind de către domnul Silviu Dragomir în spațiul gurilor Istrului. De la misterile sarmii Segetuzei la cele al Ceahlăului, articolele cu tematică istorică, analiza profundă pe care o face, îl face poate unul dintre cei mai rafinați și elevați analiști istorici, urmași ai marelui al marelui istoric și arheolog Mircea Petrescu Dâmbovița și a științei tracologice dezvoltate de acesta. Numeroase articole pe această temă au fost publicate în revista Magazin Istoric, Dacia Magazin, scuzați, și publicație de istorie și cultură. Din 1996, de când apar primele cărți, editurile încep să concureze pentru a-i publica lucrările. Editurile Lugman, Diverta, Bosco, Corint, cărți publicate, istorie neelucidate, alte istorie neelucidate, misterii din jurul nostru, Dracula, istoria cartofilii românești, ținutul romanului în iconografia vremii, amintiri din piața universității, familie regală în cărți poștale. Da, vedeți, amintiri, un pic înapoi, v-aș ruga frumos, dacă se poate. Deci, e vorba de amintiri din piața universității. Memoriile sale când a participat în piața universității, la Mintea Continentală, acolo, și ratează tot ce s-a întâmplat. Dar și de aceea, după, n-a avut pretenția certificat de a evoluționa. Ținutul romanului. Mi-a fost loc de naștere, spune domnia sa, încântând în copilăria, fapt pentru care am căutat pe cât mi-a stat în putință să popularizez toate aceste frumoase locuri natale, la o luată cu fascinanta Valea Trotoșului, unde am petrecut vacanțe de copilărie la bunicii mei aflați în satele Pomănești și Oituz. Trebuie să precizez că până în 1989 activitatea publicistică a fost mai rară, dar prodigioasă, în ceea ce privește orașul natal și chiar în ziarele locale. Cel mai vechi plan al orașului, de exemplu, un articol publicat în ziarul Steaua, cel mai cupăr oarnă, deci mă aminte de ziarul Steaua Roșie, care funcționa la Roma, în 1963. Eminescu la Roma, în Ceahlăul în 1969, care este la Tocaș la Roma,
tot în 69, Alexandrie la Roma. Apoi alte articole în revista Ateneu, Romanul inedit în Almanacul Turistic în 76. Dacă tot înapoi aș vrea să explic, aici în 16 decembrie 2010, când am venit la Roman, la o activitate a Societății Culturale Clepsidra. În 1972 au realizat o expoziție Orașul Roman văzut în ilustrate, deschisă la Muzeul de Artă din Roma, cu sprijinul doamnei Melodora Ursache. Aici a expus cărți poștale împreună cu neobositul medici, cum îl numește domnul Dimitriu, Epifanie Cozărăscu și regretatul profesor Nicolae Stețcu, la care s-a mai adăugat în colecționar Eduard Casapu, fost șef al Gării Roman. N-am putut să-i separ o familie. Părinții ai muzeilor și nu pot să-i separ doamna și domnul, da? Ca să înțelegeți. O altă lucrare, incursiunea în paranormal, a abordat atât problematica somnambulismului bazat pe fapte reale petrecute la seminarul din Roman, cât și problema vindicării prin psihoză practicată la Spitalul Colțea din capitală de medicul romașcan Leon Miracorian, fiul directorului fostei școli armene din Roman. Următorul. Spun că e doamna doctor aici, am văzut-o în sală și de-aia am ținut să precizez. Societatea Culturală Clepsidra a organizat la 16 decembrie 2010 o activitate dedicată operei domnului Silviu Dragomir, care a fost prezent împreună cu domnul Vasile Braia, un pasionat colecționar de filatelie, numismatică și cartofilie. Activitatea a fost organizată de părintele Paiu Cornel împreună cu domnul Dan Dimitriu, la restaurantul Corabie de Roman, unde domnul Dragomir și-a lansat lucrarea Istoria Cartofiliei Române. Imagini din expoziția de atunci făcută la următor. Trebuie să menționez că, că pentru lucrările publicate domnul Silviu Dragomir, Romanul, iconografia vremii și istoria cartofiliei românești, o mare fond de carte. Este o mică unde am, pentru că nu le-am cu și am apelat la nepot și a scris mai altă idee. Deci, toate imagini privind romanul în cartofilia vremii și istoria cartofiliei au fost publicate de domnul Dragomir, au fost donate de domnul Silviu Dragomir, domnului Dan Dimitriu. Domnul Dan Dimitriu, o fire generoasă, a făcut copii și a donat și protoierii romanului și de asemenea celor care au dorit să scrie despre romanul vechi și nou, făcând o comparație. Da, între cei doi există o prietenie și o colaborare de peste 30 de ani, deși aflați la distanță unul de celălalt de altul, colaborează la organizarea diferitului expoziții de cartofilie din țară. Așa. Dedicația pe volumul oferit în dar de autor domnului Dan Dimitru și precizează acest aspect. Dedicația va fi în material publicat, n-am mai pus-o. La pagina 288, deci unde e din această lucrare, este un tabel cu cei mai valoroși colecționari din România, fiind la poziția 10, menționat și domnul Dan Dimitriu. Așa, romașcanul, eruditul nostru romașcan, Dan Dimitriu. Legăturile familiei Dragomir cu județul Neamț sunt de peste 80 de ani. Rădăcinile genodari și au fost atât de profunde, cât maestru a dorit să întrepătrundă mitologia greacă cu cea a înaintașilor traci. El compară pe miticul Apollo cu zeul Soare, Apollo fiind frate geamăn cu Artemisa, zeița lunară Tracă. De aceea spune domnia sa că Nedeia de pe Ceahlău a fost un ritual al grupurilor de ciobani care urcau pe munte într-o anumită zi pentru a schimba informații, sfaturi, dar și pentru a se serba în mod solemn un eveniment din cadrul naturii. În multe legende din România găsim descrisie în opera domnului Silviu Dragomir, vârfurile și platourile din Carpați, socotite a fi sfinte, unde de veacuri se desfășoară sărbări populare și domeții montane. Omul, caramanul, cozia, găina, ceaclăul, parângul. Deci avem în lucrarea cetățenii din țara noastră. Criticul și eseistul Barbu Cioculescu, care a prefațat multe din lucrările sale, caracterizat pe autor, sunt asemenea poet care comunică descoperirile sale cu sinceră, copilărească descriere, cu glas inspirat, simțitor la miracole, gata să arate unde a rămas fecetea acestora și temeiul lor este domnul Silviu Dragomir, neobosit călător pe drumurile țării, îndrăgostit de istorie și isconitor de adevăruri ascunse, nevărmite, uitate și creioate respinse, dar nu chiar puse sub semnul îndoierii de către istorici. Aici, la cetatea cea mai rămas, din cetatea nouă a Romanului, atunci în decembrie 2010, cu domnul Dan Dimitriu,
și a dorit să revadă locul. O știa altceva ce era în copilăria domniei sale și ce a mai găsit după. Vă mulțumesc pentru. Am să încep, m-am prezentat chiar cu un rezumat, nu o să citesc, adică materialul, nu are rost, că fiecare gândește în felul lui lucrarea. Eu am să prezint mai scurt, bineînțeles, când o să fie publicat, o să apară și imagini, după și fotografii, după anumite documente, după... Acum doar un rezumat a ceea ce înseamnă materialul de astăzi prezentat, potențialul educativ al unui muzeu școlar. Și a să încep cu un scurt istoric a muzeului, a clădirii, cum zis. Deși funcțional, face corp comun cu edificiul principal, totuși arhitectonic se detașează mult, constituind pentru orașul Mușatin una din zidirile de o accentuată personalitate. La 30 august 1897 s-a hotărât să se doneze locul numit Piața Școalelor. Primarul, tratând cu delegatul ministerului, estimează valoarea terenului la 15.000 de lei. La ședința Consiliului din 10 noiembrie 1897 aflăm că lucrarea a fost începută după planul arhitectului Constantin Băicoianu, arhitect care a alcătuit și planul Colegiului Național Roman Vodă din Roma în 1872. Trebuie menționat faptul că există în țară încă două licee construite după planul folosit la Roman Vodă, și anume Colegiul Național Ion Cepătianu din Pitești, construit în 1866, și Colegiul Național Unirea din Focșani, construit în 1890. La construcția vilii și-au adus contribuția și doi arhitecți italieni, Villa și Fantoni, tot italieni, regăsindu-se și printre muncitorii constructori. Scriitorul și directorul Calistrat Hogaș moare în această vilă în anul 1917, fiind în vizită la fiica sa și având la căpătrii pe Sidonia Hogaș, cel de-al șaptelea copil al său, cunoscută mai apoi pentru lucrarea cu caracter biografic Tataia. După moartea distinsului director Calistrat Hogaș în vilă, a mai locuit o perioadă profesorul lui Emanuel Zilber și director de altfel, ginerile scriitorului, căsătorit cu Cleopatra, cea de-a doua fiică împreună cu cei 8 copii ai lor. Din anul 1960, perioada doamnei director Elena Teodorescu și mai apoi a domnului director Gheorghe Mihalcea, vila a devenit un puternic centru cultural și muzeistic. Ea găzduia toate activitățile culturale și educative ale liceului și o parte din fondul de carte al bibliotecii, fond de carte cu caracter bibliofil. În incinta vilei aveau loc ședințele de cenaclu, cenaclu înființat de Garabete Brăileanu și Panait Moșoiu în anul 1889, când erau elevi ai acestei școli. De activitatea cenacului se ocupa atunci profesorul Nicolae Grigore Stețcu, având drept colaboratori pe profesorul Gheorghe Amie Ciobanu, Natalia Rusu și Alice Stanciu. Din păcate, imediat după 1989, clădirea a început să se degradeze, starea agravându-se tot mai mult în fiecare an. Toate documentele au fost strânse și păstrate cu mare grijă în fondul documentar al bibliotecii. După mai multe demersuri și mai multe etape în istoria politică a României post-decembriste, am reușit abia în data de 18 mai 2011, cu sprijinul primăriei municipiului Roman, implicit al domnului primar, dar Laurențiu Leoreanu, fost elev al liceului Roman Vodă, actualmente profesor titular de matematică la aceste instituții de învățământ, să redeschidem iar larg porțile muzeului Colegiului Național Roman Vodă. Într-o lume în care viața oamenilor are ca principală preocupare materială și se golește din ce în ce mai mult de sens, într-o societate în care așa zisele modele, mediatizate excesiv, sunt îndoielnice, avem nevoie de o viață culturală și spirituală autentică. Trebuie să ne îndreptăm atenția în mod deosebit spre tânăra generație, care uneori este debusolată, nu prea mai are repere. Și venind în întâmpinarea lor cu prezentarea unor personalități autentice, demonstrăm în acest mod că numai așa putem dăinui în timp. Nikita Stănescu afirma într-un eseu din volumul Respirări: a avea o casă înseamnă a avea un sentiment.
Parafrazându-l, spunem, a avea un muzeu la Colegiul Național Roman Vodă înseamnă a avea atașament față de valoare, certitudine față de profesie, responsabilitate față de viitor. La sărbătoarea centenarului, în 1972, marele profesor Nicolae Grigore Stețcu a deschis larg porțile unui muzeu unic prin alcătuire și valoare. Adunat cu migal aceste nestemate care astăzi ne zâmbesc sau ne aduc o lacrimă în colțul ochiului, atunci când pășim cu pioșenie în pragul acestui muzeu. După moartea distinsului profesor, am preluat cu drag tradiția acestui liceu de a adăuga mereu câte o perlă la coroana imperială purtată cu demnitate de această școală de prestigiu. Păstrarea acestor valori reprezintă o necesitate în a menține continuitatea dintre ieri, azi și mâine. Acest locaj de cultură a avut șansa unor profesori de vocație, dar și a unor absolvenți care fac parte din elita intelectualității românești. În muzeul prestigiosului nostru colegiu sunt reprezentate nenumărate domenii, literatură, pictură, muzică, știință, prin valori de marcă. Aici aș recomanda prietenește domnului inginer așa, să, când ați prezentat personalitățile pe care le-a dat Liceul Roman Vodă, trebuiau structurate pe domenii, știți? Adică când o să publicați, încercați să le structurați pe domenii. Și urmăriți un pic, eu numai mă reprezint. În știință. Roman Vodă are ambasadori, precum Vitalie Berousov, președintele Societății de Inventică din România, Marie Chimiș, Mihai Florescu, Silberg Alexandru și, în ultimul rând, academicianul Icei Strate. În muzică, Richard Stein, autorul binecunoscutului Sanie cu Zurgălăi, compozitorul și dirijorul Dede Botez, compozitorul Mihail Jora, Alexandru Zira, Ioan Danilescu, autorul cunoscutului Voința Neamului. Actorii, Ludovic Antal, Sandu Sticlaru, Nae Roman, au fost elevii școlii ca și oameni de cinema și televiziune, ca Jean Mihail, pionier al cinematografiei, și Virgil Petrovici, specialist de recunoaștere internațională în televiziune, laureat cu Premiul Academiei Române. Literatura a fost pasiunea unor elevi romanvodiști deveniți celebri, dar avea Ibreileanu, Cezar Petrescu, Max Plecher, Virgil Gheorghiu, Ioan Iliescu, autor a unor volume bibliofile din creația Eminescianu, Șapte, Silas și alții. Pictura a fost reprezentată cu cinste de elevi romanvodiști ca Adrian Secoșanu, Tache Soroceanu, Constantin Isaki. Mulți dintre foștii noștri elevi se află în universități americane sau europene ca profesori universitari, specialiști în companii celebre ca Philips sau Microsoft. Elevii romanvodiști au editat, începând cu 1889, revista Școala Nouă, fondată de Galabet Ibreileanu și Panait Mușoiu și care se găsește în colecția muzeului. Un muzeu cuprinde în el, întotdeauna, momentele de răscruce, realizările superlative și personalitățile locului și timpului dat. El are o capacitate dominantă, bazându-se pe vizualitate, iar vizualul la om e predominant, fiind 70-75% din senzorialitate și cuprinde într-o formă concretă autenticul istoric. În întâlnirile de serie, cu vizitele la muzeu și acele câteva gânduri așternute în cartea de aur a liceului, demonstrează că nu numai prezentul e concret, ci și trecutul, care e mai dens și se oprește numai la calitativul realizărilor. Readuce și compară, diminuând astfel oprirea numai la prezent. Pornind de la ideea că un muzeu reprezintă o sumă imensă de exemple reale care invită a fi luate ca reper, ca model, am invitat pe domnii diriginți astfel încât o oră la fiecare clasă să aibă loc în acest spațiu. În felul acesta nu fac altceva decât să creez un dialog viu între generații succesive sub criteriul calitativului și al afirmării. Prin muzeu, orizontala calendaristică se împletește cu verticala afirmării. Este un imbold pentru seriile școlare, pentru generațiile de azi și de mâine, de a se afirma și a rămâne astfel în vitrinile muzeului. Spiritul de ordonare, spațiotemporală, ca o caracteristică a oricărui muzeu, îi determină și pe adolescenți să-și însușească această trăsătură. În același timp, spiritul de pluralitate al oricărui muzeu transmite de generațiilor dorința de a conlucra,
trimiterile la afirmările naționale și internaționale cuprinse printre exponatele muzeului amplifică mândria de a aparține acestei școli. Muzeul e ca o hartă obiectuală despre locul școlii și localității în cauză al țării noastre în cultura și civilizația universală. Și nu în ultimul rând, reprezintă o istorie vie a școlii însumată în aceea așezări umane căreia îi aparține. Vă mulțumesc! Bravo. Ne revedem din nou. Suntem într-o perioadă echinocțială încărcată de sărbători. Unele au avut, unele vor avea. Tuturor vă urez gânduri dragi și mă alătur sărbătorilor dumneavoastră. Eu rog, înainte să vorbim de academicieni, eu am să vorbesc de cotidieni. Pentru că m-am gândit că eu, fel de Matusalem și sol, oscilesc ca pendulul lui Foucault între două stări polarizate. Înainte, tot înainte, anul care va veni, dacă în sfârșit mai pot să mai înaintez încă un an, și un înainte, înainte de era noastră. Adică, iată că în limba română, în sensibil la limba română, înainte are două sensuri. Și eu oscilez între acestea două. Mă gândesc în viitor și, mă rog, visul meu este să duc mai departe Viorița, mit carpatic, așa este, și Viorița mit astralic, și înapoi vreau să vă zic eu de seară câte o vorbă, pentru că în ultima vreme de ziua Romanului, am luat târgul nostru, de aici primarul, să audă că îl fac târg. Și mai spun ce mai fost în orașul nostru. Și dacă uitați, anii trecuți vorbeam despre arhitectura unor începuturi de secol, secolul cel de-al doilea ăsta, acum m-aș opri la o situații care indicale de dispariție. Nu vorbesc despre dispariția brontozaurilor, ci vorbesc despre comerțul stradal care nu-și mai are pe planetă, nu mai este la modă, ca să zic alt cuvânt. Eu am prins, nici vorbă, o să mă acuzați că eu am prins și războaiele dacilor cu romanii. Mai știți? Dar comerțul stradal l-am prins și deși mă opresc la acest comerț, om de afaceri, cum mă știți, mai rar ca mine, dar m-am oprit la comerțul ăla, pentru că eu când zic om, noi ne grăbim să spunem homo sapiens, dar mai mult decât sapiens, sau în primul rând, este homo metabolisticum. Pentru că dacă ființa umană are metabolism, metabolismul e cu două fețe. Bravo ție metabolism, vai Doamne, de cine mi-ai dat metabolism? Câte necazuri nu sunt din cauza metabolismului? Și am aici în fața mea și slujitoarea lui Esculap și știu prea bine ce înseamnă protoplasma umană mai ales în fața acestor revărsări din necazuri care ți le dă metabolismul. Și principala dușman al metabolismului este foamea. Noi avem obligația să fim. Este evoluția Universului. Și vine cineva și te dă în șomaș. N-ai voie să fii. Cum? Dar Universul spune în gura mare. Evoluăm către biotic. Nu e nevoie. Evoluez cum zic eu, nu cum spui tu. Și eu consider că acest lucru să distrugi metabolismul pe planetă, fie cum spuneam adineaurea, să distrugi codrii unei țări care sunt vețuitoare, e la fel de un Auschwitz bis. Și atunci de asta am ales ca temă, nu Auschwitz, am ales ca temă, pentru că ca să-ți poți, mă rog, să stai bine cu metabolismul, trebuie mai ales anabolismul principal. Dacă ai asigurat anabolismul, catabolismul vine de la sine. Și în condițiile în care noi am fost în istorie, am văzut că au fost într-adevăr situații când
acest anabolism n-a putut fi satisfăcut. Și dacă l-am satisfăcut, întâi cu legător. Apoi, hai dăm și mie ceva, și a apărut trocul. Trocul e foarte aleatoric. Trocul n-ai certitudine pe el. Doar azi, în zilele noastre și în zilele când eram eu mai înainte, apropo de cuvântul înainte, era poate așa între două familii vecine la bloc. Dar formula evoluată a schimbului de produs pentru metabolism este piața, comerțul. Comerțul care vine cineva și cumpără, vine la tine și cumperi tu. Deci de două ori verbul a cumpăra pus alături. Și dintre acestea două se interpune o persoană care are amabilitatea, că Doamne să fie și corect și cinstit, are amabilitatea să-ți răspunde la dorința ta. Eu am fost dincolo, m-am zbătut, am adus, îți dau și ție și în felul ăsta ne împăcăm. Așa, mă rog, e cam ciudată, vorbesc despre utopii, dar a trecut epoca utopiilor clasice și urmează utopiile viitorului. Dacă luăm evoluția acestui intermediar, găsim că am plecat de la, cum spuneam, un fel de pre-comerț stradal, când tu stai în ogradă și îți treci pe la poartă cel care are să-ți dea ceva, n-aveți nevoie de brânză, n-aveți nevoie de ouă, de lapte, de, mă rog, sau cum eram când eu vreau să spun în Romanul, când noi suntem la sărbătorirea Romanului, în Romanul de altă dată, în Romanul când eu eram nu înainte, și proto înainte, deci cam prin 1929-1930. Și în anii care au urmat până aproape de război, eu am prins din plin comerțul stradal, sub mai multe forme. Și după comerțul stradal a urmat apoi microcomerțul și m-am vorbit acum un an sau doi ani de dughenițele romanului, de prăvălioarele romanului și apoi au venit ortocomerț, orto, mă rog să zicem, economia de piață și este economia care am avut-o și noi până și mai avem în continuare și în sfârșit mega comerț, mega piață care se numește mall, supermarket, mă rog, cu denumiri de acestea, desigur, toate nu în limba dacilor, ci în limba, mă rog, al unchiul Sam. Și ca atare sunt mai multe perioade. Și o să mai urmez după giganții ăștia, supermarket, o să trăim și o să vedem. Eu mă întorc înapoi la primii pași ai economiei de viață și avem întâi un fel de pro sau pseudo-comerțul stradal, când orică vinea la tine acasă și făceai un schimb comercial, dau exemplu de pildă, când vine la tine zidarul, zugravul, lemnarul, tâmplarul sau tâmplarul cu denumirile de atunci, finichijiu, care se ocupa cu partea metalică, jamjiu, care spunea ferestre, nu era pe atunci termopanul. Și în felul acesta avem o legătură că vinea la tine. Totodată, venit de ei la tine, putem da și alte exemple la care îți lua pe vremuri, așa era, mai e treaba lui domnul Leoneanu. Vinea căruța și întreba, aveți gunoi? Și dădeai gunoi, dădeai ceva, făceai o economie de piață și scapai de gunoi. Și multe de astea, de acestea au mai fost. Și a mai fost o meserie care a dispărut, comuniți caloriferul, centrala electrică sau centralele termice, și anumea sobarul. Sobar din sobă de cărămidă sau sobă artistică, sobarul din terracotta, pământ ars în italiană. Și sobarul presupune coșul, pe unde să vii Moș Crăciun.
dar coșul s-a înfundat. Și iată că venea, a fost o profesie foarte necesară și în România și în Roma, chiar a fost și o leacă romantică, și anume coșarul. Coșarul sau hornarul. Aici în Roma, era pe vremea copilăriei mele celebru un luptător de la războiul de independență din, mă rog, din la Turțucaia, când eu mai fost, pe de asta n-am dus lipsă, și-o venit de acolo cu vreo două decorații săracu. A fost un soldat care a făcut bravură pe front. Și în roman era hornar. Și merge cu roata aceea de sârmă și cu pămătuful la capăt și cu două decorații pe piept. Susie pe casă, vă închipiți și sportiv era, o meserie foarte grea, ștergea coșul, nu era o binecasă cu două, trei sau, mă rog, doi magari pe atunci. Și ștergea coșul și îi dădeai și îi dădeai și pleca. Dar era mândru că avea două decorații, deci purta cu el la piept totdeauna istoria acestui popor. Că acolo face, dragilor, o pagină a istoriei noastre cu ave. Mi-aduc aminte că coșarul, cu hornarul, se mai chema și coșar. Și dovadă că în teatrul românesc, Tanase avea niște cuplete unde folosea cuvântul coșar. În cupletele lui, la fel și rogații sau teatrul rogații, forie perle, folosesc cuvântul ăsta de coșar ca un cuvânt paralel, sinonim cu cuvântul hornar. Eu l-am zis hornar să-l pot spune pe finichii, că așa era numele lui acele, și dincolo în teatrul românesc. Deci am dat niște exemple de relații interumane ca să ne asigurăm metabolismul, că, mă rog, vine acasă la tine. Invers, grupul 2. Te duci tu acasă la el. Aici aș aminti potcovarul. Nu uitați că pe vremea copilăriei mele nu era Mercedes sau Audi de asta, cu sau fără epurator de atmosferă, cum a pățit Mercedes-ul sau BMW-ul, mi se pare, și calul duce greutățile. Și eu dus și pe timpul lui Ștefan și pe timpul lui Mircea și acum tot mai departe, dar calul trebuie potrolit. Și atunci erau acele meserii care astăzi mai sunt probabil pe la țară unde sunt cai sau în crescătoriile de cai, dar nu sunt publice. Sunt restrânse. Potcovarul era alături de fierar care îți lua căruța și făcea dunga de metal, nu era cu cauciuc acum. Apoi mai alte, tot în această categorie, avem grupa unor profesii care ne interesa pe noi oamenii, de pildă croitorul. Croitorul, bine, erau croitori de lux, nu eram toți din nasul lor, erau croitori care veneau acasă la tine sau te duceai tu la ei. Eu la Roman am cunoscut, pe lângă poșta veche, o familie celebră ca croitorii de bărbați, și mai ales de bărbați, care se chema familia Schwarz. Și, în sfârșit, totodată putem da exemplul de frizerul. Nu-i frizerul de Figaro, ci vorba de frizerii din Roma. Și nu uitați că am avut trust de frizerii și în romanul meu, din copilărie. Și anume, din îngrijimentul 12 călărași, era din tată în fiu, din fiu în nepot, familia Vasiliu, care erau frizeri. Și cum frizau ei, mă rog, în mână și frizerie oameni. Și cizmarul, în fel, deci erau profesii de astea care le avem noi nevoie de ele. De asemenea, putem aminti fotografi. Văd în fața mea un regizor de film care scoate un serial. Am avut și noi doi, pe Ritman și pe Barmac, în Roma,
aveau atelierele pe lângă unde a fost soldatul sovietic. Generația mai matură și aduce aminte. Grupa mică și mijlocii mai puțin. Și pe acolo era fotograful Barmac, se lucra cu lucra soțului doamna Ursache, cu developare, cameră obscură, cu, mă rog, cu așteptare, filmai, developai, dar erau și fotografii la minut, dar nu se așteptai pe un scaun și pe după, nu chiar un minut, mai mult de un minut și se le dădea. Deci, un fel de, cum se cheamă azi, blițuri. Asta era fotograful și Barmac. Era un evreu, un spaniol, și la vremea lui, eu vorbeam mult cu el, așa cum eram mititel, dar mai stăteam de vorbă cu oamenii și am colindat, n-am ce să faci. Ai avut un rival pe vremea aceea mea, știi ca să te superi când îți spun, și anumea Barma colinda sub toată planeta, toată lumea, bine, nu chiar, nu a fost chiar în Africa de Sud, nu a fost la capul Bunii Speranțe, dar oricum, și el, și stăteam cu el de vorbă și îmi povestea și mie mi se pare că a fost pe planeta Jupiter. Și deși Barmac, Ritman era și unul și altul erau evrei, de niște evrei românizați, am spune, că evreii din vremea aceea s-au asimilat să facă bine cu populația autohtonă. Acum sunt mai revoluționari și mai independenți. Și mai protestatari împotriva Holocaustului. Noi n-am trăit înainte Holocaust și deci au fost de-ai noștri. După fotografii, amintesc că roman și florari, dar nu cam e florăria vis-a-vis de, mă rog, de primărie, din partea de Rahovei, ci florari mai modești, care își cultivau în grădină florile, și te duceai și tranșai o relație economică. Și tot așa, iertați că mai amintesc o categorie de că te duceai la ei, dar te duci și acum la ei, numai că acum, mă rog, să mai evoluați, era vorba de cei care îngropau morții. Noi când spunem, cum îi chema, îi pot să spui, mă rog, curelari, fierari, dar noi poporul, un popor nu spuneam așa, spuneam ăla care se ocupă cu, ăla care vin de flori, femeia care vin de ouă, bărbatul care aduce lapte. Știți că și în ziua de azi noi facem o diferență între bărbat și femeie și la țară este diferența biologică care o știm, dar în relații sociale, ți-a venit bărbatul de la cumpărători? S-a unit târziu bărbatul tău acasă? Și omul mi-a venit, omul mi-a venit cam pe la 11. Și el când se ducă la 11 zice, vai, mă duc repede acasă că mă șeartă femeia. Deci vezi că se deosebește bărbatul de cuvântul femeii. Poate că este o rezonanță a mitului Adam și Eva, că Dumnezeu a creat omul pe Adam. Și pe urmă s-a îndurat să creeze și femeia. Și-a luat o coastă de la Adam și-a apărut și ea. Numai că din greșeală, Dumnezeu a furat de la Adam și o bucățică din creier. Dar partea cea mai bună din creier. Că femeia are o subtilitate extraordinară și mai ales i-a dat lui Adam mărul cunoașterii. Nu Adam, eu îți dăm și mea mărul să muși din el. Și Eva îi dă mărul. Memento. I-a dat tot. Deci, domnișoarilor din sală, jos pălăria, recunoaște. Și poate de atunci se trage diferența asta care spuneam noi. Și astea ar fi deci profesii sau, mă rog, formule de a rezolva metabolismul cu vine sau te duci. Dar iată acum comerț stradal în sine, comerț stradal. În comerț stradal sunt și aici spate împărțând două, care dădeau de mâncare la oameni și care făceau servicii la oameni. Aș aminti de mâncare bragajii,
N-ați auzit de Braga, știți numai de Pepsi, de whisky? Braga este o băutură care o premers berea. E făcută din fermentația habeilor, a secarii, unii oași agriului, a rumului. Și cel care vindea Braga se numea Bragajiu. Noi am avut în Roma, unde Vasile Ursache s-au văzut, nu numai civilizația neolitică, se mai află și de Bragajiu. Și am avut un Bragajiu care am avut relații cu el, deci eu și cu Ankara, de la 4 ani. Eram cocoțat pe gărduți, până aici era gardul, și trecea Bragajiu, o bijuterie. Pe ăla să-l filmezi, mă tare, să vezi reușit de țară și filmul. Era îmbrăcat turcește, ala turca, avea fes, nu ca Soliman Magnificul, fes, modest. Dar ce avea în spinare, avea o suită de containere, parcă făcute din aur, și sus terminate cu un palatrăsnet, și când zărea Bragă, băutura asta fermentată, el s-a plecat. Gestul ăsta mă impresionează. Se închina în fața ta să-ți dea un pahar de Bragă. Și se închina, că așa era profesia, nu că să rămână stăpânii. Și eu eram acolo la gardă și Bragajiu îl chema Ali. Deci piesa de teatru Tache, Ianchi și Cadâr, pentru mine, îi schimb numele, Tache, Ianchi și Ali. Ali, care mă îndrăgea și îmi dădea un pahar de Bragă, de vreme ce era ceva să-l dea fără plată. Și mi-l dădea, dar mă condiționa. Câte formule educative avea în el, mă întreba, așa, cu limbă stricată, turcească, mă întreba, ai fost cu minte? Ai ascultat părinții? Nu, mă rog, n-ai năcăjut pisica? Sau dormi, te rogi când te culci, te rogi când te scoli? Și eu spuneam la toate, azi trebuie să-i spun ok, acum îi spuneam da. Și drept mulțumire că mă văză că vei din mine un prototip de copil, așa, îmi dădea o parte de Bragă. S-a plecat, îmi dădea pahar, era și rece, Braga, dacă e caldă, nu se poate bea, numai rece. El avea și gheață în containerul acela, după care el dădeam, îi ziceam să rămână și el pleca și la câteva zile, iată ce pe acolo, eu știam programul lui și la ziua când trecea pe fugă pe băncuță. Les affaires sont les affaires. Și Bragajiu a dispărut din istorie. Nu se mai folosește Bragă. Acum, mă rog, asta e istoria. N-ai să rămâi tot timpul mai în epoca de piatră. Și mai alte profesii erau zaharicalele. Pe vremea când eram eu copil, mă rog, acum torturi, de cerea pufoasă și prăjituri, atunci era așa, era turta dulce, era alvița, care mai este și acum, și caramelele mai era, și care le puteai să le mânești. Și ăștia vândeau înghețata, care se vedea într-o cutie specială, cu gheață înăuntru, și mai era apoi o profesie care avea un nume puțin peiorativ, covrigare. Covrigare veneau în pauză la școli. Aveau un fel de panel lung care trebuie sub soare, cu covrigi și cu niște discuri de covrigi care au dispărut din istorie și care se numeau pe atunci pleță. Și tot așa mai avem de ăștia de multe alte profesii care au fost și care asigurau comerțul, schimbul ăsta la partea omului. Sacajiu care venea cu apă și îți vindea apă, o caldare de apă. Nu era pe atunci canalizare, apă adusă în apartament. Și în sfârșit, o ultimă categorie, ele sunt mult mai multe, dar timpul reduce posibilitatea de a le spune pe toate,
am să le pun în articol în care totdeauna muzeul își face un volum din, după această zi a Romanului și acolo am să fiu mai bilar. Și erau profesii care făceau servicii, între care faimoasa birjă. Birja, care era ceva de lux, mă rog, cu poclitul care se trăgea peste cei doi și într-un era Romeo și Julieta. Acum într-un Mercedes doi homosexuali. Istoria, asta e fugit tempus. Și birja era cu la mașină, aveți număr, așa are și birja, avea număr. Și stătea stații cu birja mai multe. Dacă birja era mortoară, se numea Patașcă. Și Patașcă roman era o familie pe lângă hotel acum, care se numea Antipa. Și chiar unul din băieții lui Antipa a fost colegul meu de clasă. Și alte servicii pe lângă această birjă, mai putem aminti, desigur, încă, de pildă, lampagii, încă nu era electrificarea și se făcea noaptea lămpi cu gaz și se urca pe o scară și aprindea lampa. Pe urmă s-a prindea de la uzină, unde spompierii acum era uzina orașului și țin minte pe cel care conducea uzina orașului, îl numea Cheftea. Și apoi, mă rog, multe alte profesii care îți dădea servicii de acestea, aș încheia cu o grupă foarte simpatică, foarte gălăjioasă și foarte avangardistă. Puștinea care vindea ziare. Nu era difuzarea presii pe atunci, era copilăraia, de o vivacitate, discurs, sărace, cu coatele rupte, cu genunchii rupți în părți, dar vindea ziare. Ei știau primii evenimentele internaționale și naționale. Cât spa în gura mare, nu cumpărați curentul, universul, adevărul, și mai era pe atunci ziarul, mă rog, maestuos era universul, a unui italian, Luigi Cazzavilla, dar era condus de unul Popescu din Roma, din România. Apoi era curentul, faimosul Panfil Șeicaru. Era, mă rog, ziarele de la editura Hertz, editura evreiască, care a fost multă vreme interzisă și care colabora cu Tarasă, cum era adevărul, de asemenea era scos de el, de ei. Și în roman, două publicații, vreau să amintesc, Solia lui Năsturaș, condusă de Farcaș, și o altă revistă, și nu o altă revistă, că el a condus mai multe, era secretarul liceului Roman Vodă cu numele de Mihoc. Iată din istoria târgului. Vreau să spun și că să ne-a rămas bun de la dumneavoastră, că mai, poate un volum am să spun, să știți că se poate vorbi de o sociologie, de o psihologie și de o metodologie a comerțului stradal. Nu oricine putea face comerț stradal. Și mă gândesc că se poate vorbi și de o evoluție viitoare a relației acestea de schimb de mărfuri, dacă eventual, mă rog, comerțul va evolua la dimensiuni aproape planetare. Eu vă urez vânzare bună, vânzare plăcută. Când ieșai din comet, dintr-o dugheană, așa spunea, vânzare bună. Eu vă urez vânzare, cumpărare de informații. Pardon, acum nu se mai cheamă informații, se cheamă viț. Dar mulțumesc!